Portarul Alisson face senzație, dă golul victoriei pentru Liverpool cu capul în minutul 95 la West Brom. Codașa Sheffield United dă lovitura la Everton și adaugă presiune pe Ancelotti. West Ham se împiedică la Brighton și visul Champions League dispare. Man City sărbătorește titlul cu un festival de goluri la Newcastle și Tottenham reușește să facă spectacol și să ia punctele cu Wolves. Bine ați venit la episodul de azi, rămâneți cu noi! Now, football. English Premier League. Salutare prieteni și bine v-am găsit la un nou episod fotbalenglez.ro, o ediție care marchează ultima săptămână a sezonului în Premier League. Avem sigur o săptămână plină, o să ne vedem la 4 emisiuni săptămâna asta, dar este chiar ultima săptămână a sezonului. Deloc ușor să zicem că am ajuns și aici, pentru că drumul a fost greu. Bă, dar pentru noi a fost foarte bine. Ia uite, înainte să închidem sezonul, Andy, suntem la 1089 de abonați pe canalul nostru astăzi, înainte să începem înregistrarea episodului, și mai avem, am pus noul target, noua bornă, până la 2911. E așa, numai să ne ajute la matematică să calculăm până acolo. Și sigur, mai propunem un eveniment special în momentul în care o să ajungem la 2000, o să mai marcăm și momentul ăla cu ceva deosebit. Momentan, știți că avem doi câștigători. Când am trecut de 1000, am făcut acel eveniment împreună și avem câștigătorii noștri pentru tricou și pentru carte. L-avem pe Daniel Rotaru, aici este, da, pentru tricou, și l-avem pe Adrian Ștefan pentru carte. Așteptăm livrarea tricoului în momentul de față și cred că săptămâna asta vom putea organiza tot să ajungă și la ei. Sunt Călin Mateș și împreună cu mine Andy Stănescu. Salut, Andy! Să trăiți! Da, câștigătorii să ne trimită și nouă câte o poză, să vadă lumea că nu avem nimic de ascuns. Absolut, ambii. Ambilor câștigători le vom solicita o poză, că le-au primit, că totul este în regulă, și cu asta am marcat și noi trecerea de prima bornă psihologică 1000. 4 ediții săptămâna asta. Azi avem episodul de analiză a weekendului. Avem aici meciurile care s-au jucat, ia uite-le, partidele pe care le vedeți pe ecran, 8 la număr, una vineri, 3 sâmbătă, 4 duminică, între care sigur a fost și finala FA Cup. Despre finala asta o să discutăm de la început, pentru că acolo a fost primul trofeu grandios al sezonului. A mai fost și Cupa Ligii, dar nimeni nu compară FA Cup vreodată cu un trofeu de Cupa Ligii. Așa că să le luăm pe rând să povestim despre ele. Mâine, să nu uitați, vom avea un live, pentru că noua etapă va începe deja de marți seara și de asta azi înregistrăm analiza. Mâine avem prefața, chiar înainte deadline-ului, vom intra în direct undeva pe canal pe la ora 17 și stăm cu lumea la povești până la 18:30 și după, când a trecut deadline-ul Fantasy Premier League, vom mai lua câteva întrebări și vom închide discuția de mâine. După care, sigur că o să avem analiza pe care o facem pentru zilele de marți și miercuri, meciurile care se vor juca. Joi veți avea un nou episod de analiză și sâmbătă prefața ultimei etape a sezonului, etapa 38, care se joacă de la aceeași oră, duminică. Așa că, Andy, ce zici? Ultimul maraton al sezonului săptămâna asta. Bă, nasoală aia ultima etapă. Nu mi-a plăcut niciodată. Adică îmi place că sunt meciurile în aceea zi, dar nu mi-a plăcut că se joacă la aceeași oră, că nu mai poți să te uiți decât la unul dintre ele. Și după aia, dacă știi rezultatul, mai are același farmec când te uiți la meciul înregistrat, te uiți la rezumate. Dar, mă rog, așa e corect. Nu avem ce să comentăm. Ok, înainte să trecem la discuția despre FA Cup, hai să vorbim despre revenirea fanilor pe stadion, pentru că, într-adevăr, cred că e un subiect la fel de important al săptămânii, faptul că oamenii revin pe stadioane. Avem din nou fani care vor ocupa loc în tribună. Am avut în sfârșit un test mai mare la finala FA Cup cu 20.000 de oameni în tribună. A fost remarcabil, într-adevăr, să vedem atmosferă, să vedem presiunea publicului. A fost mișto, a simțit Chilwell probabil cel mai mult finala asta. Da. El cred că a fost victima acestei așezări. Așa. Asta s-a auzit tot meciul. După ce a intrat.
Dar în campionat revin fanii. Și nu numai că revin fanii, dar e important că astăzi am descoperit și cât cer cluburile pentru această revenire a fanilor. Cam cât vor plăti ei. Ia uite aici avem, Andy, o situație în care putem să analizăm, că o să-l facem și mai mare, bineînțeles, să-l vedeți și voi, cât se poate de clar. Iată cât se plătește în ziua în care fanii revin pe stadion în Premier League. Vorbim de sus în jos și după aia ne uităm și pe coloana a doua, de la cel mai scump la cel mai ieftin bilet pe care îl primesc fanii la revenirea pe stadioane. Te surprinde, Andy, să vezi cine e acolo în vârf? Da, eu mă așteptam la Arsenal, dar vorba ta, după ce a făcut scandal la poartă, a fost târce, croncănitoarea aia, da. Uite că mai mulți cumva au stat mai cu minți, adică Liverpool, Man United, Arsenal, acolo unde au fost mai mare gălăgia la porțile stadionului, au stat mai cu minți. Știi? Adică îi vezi acolo că nu sunt atât de sus în vârful listei. Și apropo, împărțirea este făcută după cel mai scump bilet pe care l-ar încasa clubul. Și vedeți, Tottenham nici măcar nu are unul mai ieftin. Ăla este. 60 punct. Atât. Nu se discută, da? La ceilalți mai vezi, de la până la. Tot n-am 60 punct. Mai vremuri complicate mai, trebuie dați bani mai. Da. Este cam asta. Stadion nou. Da. Ar zice ca Mitică Dragomir. Păi domne, nu vedeți ce situație în lume, în China, în astea, Orientul Mijlociu, păi cum să nu fie scump, domne? Da, e stadionul ăla nou, are justificări Levi. L-au costat mult gazele și curentul pentru Mourinho. Plus că Mitică ar interveni oricum să spună. Domnule, să vă bucurați că mai avem patroni în fotbal. Asta este. Așa, da. Așa ar fi zi. Nu să se ia de fan. Football is for the fans, Andy. Ia uite aici. Este imaginea Football is for the fans. Tottenham Hotspur 60. Am înțeles că da. A fost un protest organizat săptămâna asta. Săptămâna trecută. L-au simțit cei de la Tottenham puțin. La meciul cu Wolves au venit fani și au protestat cu Enic Out, compania care este în spatele conducerii Tottenham Hotspur și acolo unde e și Daniel Levy. Așa că am avut micile tresăriri, pentru că, într-adevăr, oamenii au simțit chestia asta. Știi care e problema la Tottenham și ceea ce reclamă cel mai mult fanii? La Tottenham au fost întâlniri între conducere și Supporters Trust. Adică Daniel Levy s-a întâlnit cu ei, inclusiv în toamna anului trecut. Bă, și ăștia au întrebat cu subiect și predicat despre o astfel de construcție de tip Superliga. Și li s-a spus cu subiect și predicat, nu suntem angajați în discuții despre așa ceva, dar noi, puteți să aveți... Doamne ferești, cum să... Și fanii cu atât mai supărați cu cât cum să ai, mă, încredere între oameni care vin, deja discutau de atunci și spuneau că nu discută și nici vorbă să facă ceva, da? Dar, sigur, mai puneau eu virgulă ceva de genul, mereu vom avea în vedere cele mai bune decizii pentru club și pentru bunăstarea clubului și la... Mă rog. Dar, în orice caz, suntem aproape siguri că se discuta, dar... suporterilor în față le-au spus clar nu se întâmplă nimic. Și ia uite că s-a întâmplat. Și că asta e o supărare a lor. În rest, dacă este să ne uităm la cele mai scumpe bilete care se vor percepe la revenirea fanilor, vedeți City, care are cel mai scump bilet până la 53, da? Mă rog, să vezi festivitatea campionilor, să vezi despărțirea de Aguero, eu zic că e un spectacol peste un meci de fotbal, da? Îți prezintă trofeul, te desparți de Aguero, sunt mai multe lucruri. E ca și cum te duci la un eveniment de divertisment plus un meci de fotbal. Pentru că vrei să fii acolo la un astfel de meci. Adică nu se supără nimeni dacă te cheamă pentru sărbătorirea titlului. Și are și de 24 de lire pe acoperiș, dacă vrei, stai și la, te bate vântul, e mai răcoare. Îți mai duci câte o cafea șefilor sau ceva, stai acolo unde mai trebuie să ieși și servești pe aia de la lojă, știi? Aia așa. Trebuie să faci la ăla de 24, da, să le faci cafea ăla. Exact. West Ham probabil tot așa, la 17, mă rog, la 17 probabil că West Ham are, știm că patronilor au fost implicați și în industria filmelor pentru adulți, ceea ce înseamnă că e posibil să primești un DVD în prețul biletului. 17:51, până acolo se duce până la 51, Londra, da,
ok? Aston Villa, Birmingham, tată, 50 de lire, unele bilete pentru revenirea pe stadion. După aia este Chelsea, până la 49 de lire, Leicester 48, Southampton 47, Brighton, Wolves se duc până la 45, Liverpool are unitar 45, oriunde pe stadion, Newcastle se duce până la 43, Fulham și Sheffield United unitar 40, Arsenal nu mai mult de 36, de aici suntem deja în gama asta de preț, nu știu cum să-i spui, discounturi, 2 la preț de 1, chestii de genul ăsta, știi că e așa ar spune, nu? Ar da o invers, 1 la preț de 2, dacă se poate, dar în cazul ăsta probabil că este deja variantă de discount. Crystal Palace 30, Man United 30, ia uite, și ăștia speriați, Glazerii probabil 30. Ca să vezi, bă, tata, da, extraordinar. Așa? Everton 30, slavă Domnului că n-au pus mai mult, că și așa o să vină ăștia cu rabie, cumva, toți injectați fanii lui Everton, după ce au făcut săptămâna, acum în weekend, aseară. Leeds United 27, sărbătoare, efectiv sărbătoare. West Brom 23, este de fapt conducere marș mortuar, cam asta este West Brom, 23 de lire, te duci efectiv pentru pomenirea, veșnica pomenirea clubului în Premier League. Și Burnley, tată, gratis. Bravo. Gratuită intrarea fanilor. Cei care primesc accesul la acest meci pentru Burnley vor fi la meciul cu Liverpool gratuit pe stadion. Pentru că noi suntem cu poporul. Noi ținem la popor. Să fie poporul mulțumit. Nu imperialiștii, bă. Bă, excepțional. Asta zice Sean Dyche. El a cerut. Hai bine, la tractoriști e mai greu să le ceri bani. Îți dă un ochie franceză în cap. Te-a liniștit imediat. Nu-ți mai trebuie. Asta numai ca să vă dați seama că revenirea pe stadion mai are și câteva mize suplimentare. O să înțelegeți de ce în anumite locuri fanii sunt nemulțumiți. Tottenham automat au luat foc fanii când au văzut 60 de lire. Ok, prima oară a fost bucurie, ok, m-au selectat, pot să mă duc pe stadion, a doua oară 60 de lire. Bă, nesimțiților, bă, extraordinar. Meci cu Aston Villa, știi, nu e meci cu... Nu e derby cu Arsenal, nu e meci cu Liverpool, nu e Manchester City campioana sau ceva. Aston Villa, tată. Probabil scrie pe afiș. A revenit Grealish. 60 de lire. Așa, da. Pentru Grealish. Exact. Stai să vedem că nu știm dacă are, adică a revenit deocamdată, dar până mâine, poimine, nu se știe. Ba, asta e, într-adevăr. Prețul revenirii pe stadioane, v-am încercat să vă arătăm și prețurile astea și să puteți să înțelegeți ce înseamnă și la nivel financiar, pe lângă faptul că primești dreptul să revii. Și acum, Andy, să trecem aici la lucruri. Zice, da? Da. Ar zice Levi, mai e și gratis, e prea scump, mai. Andy, ce spunem despre meciul ăsta? S-a jucat finala FA Cup și avem în momentul de față câștigătoarea Leicester, împlinind primul pas al profeției pe care am făcut-o săptămâna trecută când am făcut preview-ul etapei și a weekend-ului, ce am zis? Băi, dacă, pentru că Tuchel a început de aici să o dea strâmb, da? Adică am început să vedem că apar rateurile. Bă, ok, ai bătut pe Manchester City, da? Păi da, după aia au început tot felul de lucruri care nu sunt în regulă, da? Ai jucat meciul de acasă, te-ai făcut de râs în ultima etapă, a venit weekendul și ai încercat să vezi ce faci în meciul cu Leicester și te-au bătut. Mai îți vine ultima săptămână cu două etape, să nu cumva să ratezi top 4 și mai vine finala Champions League pe care poți să o pierzi și pe aia. Ar fi ceva absolut ireal. Da, nasol. Chiar dacă tu ai venit doar de câteva luni, bă, ai fost într-o poziție super avantajoasă pentru trei obiective, ar fi groaznic. Da, meciul a fost adormirea Maicii Domnului, icoana pe sticlă, moartea pasiunii, declinul natalității. Noroc, au fost două momente mișto. Primul a fost că Nelu Evans, zis Halbă, omul nostru de care am scăpat cu mare greutate, s-a accidentat din nou. El joacă, așa a jucat și la United, 35 de minute pe sezon. E un suflet sensibil, nu rezistă la atâta violență cât există în lumea contemporană, îl afectează. El se accidentează și când se duce până la ușă, se-i deschidă ușa băiatului care îi aduce pizza. Da, îi se spune Halbă. Mă rog, ar mai fi un motiv pentru care îi se spune Halbă, dar în Anglia ăla nu se pune, adică nu impresionează. Și al doilea a fost
momentul de glorie al lui Kepa, unicul, originalul, autenticul, primul și singurul șut pe poartă, bă. Șutul lui Tielemans pe poarta lui Chelsea, gol. Am zis, Doamne ajută, că altfel adormeam de tot în a doua repriză. Foarte inspirat domnul Țucal să joace în poartă cu cel mai caragios exemplar al Breslei portarilor. Ai avut dreptate cu Kepa ăsta, Căline. Orice șut, bă, pe spațiu porție gol, dacă e Kepa. Orice e, dacă totuși nu trage nimeni la poarta lui, tot face el ceva. Degajează într-un coechipier, nu se poate. Trebuie să facă ceva. Sau incredibil, își ceva de speriat. Pur și simplu își posedează coechipierii să dea o pasă aiurea, vezi cum a făcut Jorginho. Chestie de genul ăsta, absolut ireal. Exact. Ăsta este Kepa. Și o singură ocazie de gol a fost de ajuns. Cum e să pierzi o finală dintre un singur șut primit pe poartă? Păi? Felicitări, domnul Țucal. Ești mare, domne, bagă-l și în finala UCL. Păi poate îl faci fericit și pe Guardiola. Aici sunt, într-adevăr, vezi și tu, bine ai menționat statisticile. Șuturile pe poartă au fost 3-1, ceea ce ne arată foarte clar că meciul a fost așa, cam rânced. Adică a tot măcinat, dar s-a simțit că, nu știu, se întâlneau două echipe care aproape că au fost cumva impresionate de revenirea fanilor, de atmosfera din tribune, de faptul că joacă o finală, că sunt pe Wembley. Au părut ușor crispate. La Leicester ai fi înțeles. Leicester n-a câștigat niciodată Cupa Angliei. A mai jucat finale, este la 5-a finală în competiție și abia acum o câștigă pentru prima oară. La ei, la Leicester, n-aveai ce să comentezi. Indiferent cum jucau, cum abordau meciul, n-aveai ce să le reproșezi, pentru că era echipa inferioară, era echipa outsider pentru cotele la pariuri, pentru valoarea lotului, pentru ce vrei. Ce mai vrei să vorbim dacă te uiți și vezi că în echipa lui Chelsea sunt doi oameni care au fost luați pe bani grei de la Leicester, da, în ultimii ani. N'Golo Kanté și Chilwell. Acolo sunt în echipa lui Chelsea. În rest, șuturile la poartă sunt 13-6, dintre care 3-1 la poartă. Posesia o vedem și noi de partea lui Chelsea, dar suntem în aceeași situație. Meciul ăsta de care vorbeam, care totuși au dat cu stângul în dreptul și înainte să joace finala, a fost cu Arsenal. Bă, cam la fel a arătat. Tot posesie, tot călăreala adversarului și tot degeaba. Da? Pase, cornere, da, stau bine în meci și totuși n-au reușit să câștige. Dar am avut, Andy, momente într-adevăr să ne simțim deosebit. Discuții la acea fază cu VAR-ul, da? Când toată lumea a explodat în bucurie și după care s-a dus bucuria. Cum a fost povestea aia? Da, asta nici n-ar trebui pomenită. Au jucat atât de prost. La Brenda, de exemplu, mă așteptam, că probabil discursul din vestiar a fost, asta le-a zis Brenda. Bă, mi-e o frică de meciul ăsta, aoleu, boss, taci, a zis Vardy. Stai că vine berea nefiltrată înapoi. Lasă, boss, bă, hai că ne descurcăm noi. Asta a fost piciul în vestiar. Iar dincolo, nu știu ce vrea Țucal de la viață, că nu s-a pierdut, nu înțeleg ce se întâmplă acolo. Am pus cap la cap asta și cu declarația aia lui, pe care ai pomenit-o tu, că nu-i bine cu atâtea schimbări și atâta rotație în echipă. Nici pe aia nu știu cum să o interpretez până la urmă. Se referă la programul prea încărcat din cauza căruia a trebuit să facă rotația sau îi face Gramovskaya echipa? Ce să te mai legi tu de VAR când tu atât ai putut după ce ți-au dat ăia gol? Doar 3 șuturi pe poartă? Asta e tot ce poți tu cu oamenii pe care îi ai? Ai unul dintre cele mai bune loturi din Europa. Ia uite, aici este momentul. Suntem în prelungiri. Mă rog, suntem spre finalul meciului. Și asta este, se dă golul, se marchează și pe linia VAR vedem așa ceva. Vedem modul în care se anulează. Suntem la minutul 90, da? În momentul în care se ia decizia, se dictează decizia de offside. Sigur, hai, să nu ne dezicem de modul în care noi vă prezentăm aceste informații și să-l aducem și pe asistentul nostru să prezinte mai bine situația. Da. Bine l-ați regăsit pe Harald în emisiunea noastră, că unii au mai remarcat faptul că nu l-am mai avut, nu știu, așa la o mini-vacanță, nu uitați, ați văzut că s-a și accidentat. A fost accidentat, știi, e accidentat, dragul. Așa este. Și iată-l acolo el. Aveam nevoie de el să ne arate ce s-a întâmplat aici, domnule, cum am ajuns în situația asta. Acolo este offside-ul de puțin. Momente pe care o să vă dați seama că o să vi le prezentăm, o să vă arătăm câteva momente ale fanilor Leicester, de exemplu, când ei sărbătoreau faptul că VAR-ul a anulat
golul pentru Chelsea și cred că este un moment foarte bun să vă arătăm lucrul ăsta, e așa, să mergem noi înspre imagini de la momentul în care într-o piață unde se strânseseră fanii Leicester, Andy, o să vezi izbucnirea bucuriei că se anulează golul. It looked like they conceded, but that is when they saw the VAR ruled in their favour. Have you ever seen a non-goal celebrated quite like that? I mean, that's how big it was. It was utterly marginal. I mean, the tightest of calls. VAR has had such a big impact over the last couple of seasons. And it has ruled out an equalizing goal. Adică, sigur, poți să spui că nu te bucuri de un gol la VAR. Bă, dar uite-te cum poți să te bucuri de anularea unuia. Dom'le, nu suntem de acord. Nu sunt de acord cu regulamentul ăsta. Într-adevăr, e o prostie. Ăsta cu picioarele, cel puțin, nu era în offside. Dar v-am zis, nu poți să te legi de chestia asta dacă tu nu ai demonstrat acolo, pe teren, că ești mai bun decât adversarul. Ce să-ți fac? Dacă o singură ocazie de-a ta s-a putut concretiza și ți-a anulat-o varul, bine, Brenda a fost mai norocoasă. Adevărul e că Harald a revenit în forță, pentru că nu numai că ne arată aici foarte clar infracțiunea pe care a săvârșit-o jucătorului Chelsea, dar nu se rabdă să ne arate și această imagine, care este una evident răutăcioasă. Dom'le, nu e normal să ne luăm de Chilwell, care sărbătorea cât se poate declar golul pe care l-a marcat, da, și ce dacă a fost la Leicester, da? După ce a simțit tot meciul și i-au servit fanii lui Leicester în meciul ăsta, domnule, a simțit nevoia să se bucure. Problema e că golul n-a fost validat, a apărut și mai nasol la final. Da, uite, câtă răutate din partea asistentului nostru, totuși, să ne arate astfel de momente. Da, se bucură de rău altuia, ce să-i faci. Ne așteptam din partea lui Harald. Da, nasol pentru orice jucător, mai ales pentru Chilwell, după ce tot meciul, când dai și tu un gol, ți-l anulează și mai greu a picat asta. Nu mai calcă în Leicester, gata. Păi, poate că acum totuși are voie, dacă n-a fost golul valabil. De fapt, nu de el a ținut să nu fie valabil. Nu-l iartă ăștia. Nu-l iartă, mă, deci ai vrut să dai și golul ăla să egalezi în asta, că te ținem noi minte. Te-ai bucurat, și e și mai rău. Orică ți-l-a anulat sau nu, fanii tot te țin minte. Exact. Dacă e să ne uităm, să vedem ce au spus și fanii Chelsea după meciul ăsta. Absolute disgrace from VAR. FA needs to review that, because that's an utter disgrace, but obviously they're not, because they only care about the money. But yeah, frustrating result at the end of the day. We should have probably won it, they won the game. A lucky goal. If we had Mendy playing, I think we probably would have saved it. He's got that extra bit of height that Kepa doesn't. Of course it's a blow, you know, but listen, you know, I'm not going to say I'm going to take an FA Cup over a Champions League. You know, I think anyone would take that. So if that means this is the wake-up call to actually perform on the big stage, then I'm happy with that. No. Fanii se mai încălzesc cu ce pot, să dormă bine noaptea, știi? Băi, atâta numai să-mi spuneți că am pierdut finala asta ca să o câștig pe aia din Champions League. Atunci da. Bă, dar n-ai nicio garanție că o să o câștigi pe aia. Deocamdată doar ai pierdut-o pe asta. Așteptăm pe fanul numărul 1 în următoarele zile, domnul acela indian sau pakistanez, ce să apară pe internet. Cel mai bun cronicar Shambolic, din toate timpurile. Disgraceful, utter nonsense, badalambabad. Ce cam asta va spune tot. Get out of my club, get out of my club. Cam asta exact. Va fi cam toată povestea. Kepa, Spanish Pablo Escobar. Cam asta cred că o să-i fac, o să-l distrugă. Spanish Cocker. Da. Deci, Leicester... Deci fanul ăla, dacă era Mendy în poartă, poate că... Dacă. Exact. Complicat, complicat. În orice caz, o astfel de imagine, cred eu că merită sărbătorită de Leicester, pentru că sunt două lucruri pe care trebuie să le pomenim aici. În primul rând,
minunea 2015-2016 nu este doar o scânteie care se stinge și dispare cu totul. Nu este un club care a dispărut în anii ăștia de când a câștigat titlul, ci și-a văzut de ambiții, și-a văzut de drum, și-a văzut de construcție și chiar dacă a schimbat omul care a luat titlul atunci, da? Ranieri a plecat foarte repede. El a fost un moment rușinos al istoriei clubului, faptul că au trebuit să se despartă atât de repede de omul care le-a luat titlul, da? Dar, prin toate mutările pe care le-au făcut, ne-au spus că nu se mulțumesc cu faptul că au luat odată un titlu și trebuie să dispară în anonimitate. Leicester s-a ținut de tot ce are de făcut. Jucătorii care au vrut să rămână n-au trebuit să fie vânduți. Au fost plătiți bine ca să rămână. Toți au fost întrebați, dacă vrei să rămâi, vei primi mărire de salariu. Vei avea bani să-ți ajungă cum n-ai crezut că vei câștiga la un club ca Leicester, da? Toți au primit măriri de salariu. Vardy, bineînțeles, dacă îl duce pe el capul, când a primit noul contract, atunci se interesa de el Arsenal, după câștigarea titlului acum 5 ani. Vardy încă ar fi fost un jucător pe la 28, încă ai fi zis că merge, uite, vezi că a mers până astăzi, nu era o investiție chiar atât de rea pentru cineva care să-l ia și la 28 de ani, dar el a ales să rămână, a semnat nou contract și, bineînțeles, și-a cumpărat și un Bugatti în momentul în care a semnat nou contract din bonusul de semnătură, pentru că, sigur, totul depinde de ce priorități ai în viață. Cam asta. La el asta a fost. Mi-l aduc aminte pe Giovanni Becali în momentul în care povestea el când s-a supărat pe Mutu atunci cu episodul Chelsea. Giovanni Becali povestea că sunt mulți fotbaliști care au luat-o pe căi greșite. Mulți fotbaliști care nu mai țin cont de priorități și îl fac pe el de râs, că de asta era supărat atunci, că ăștia îl fac de râs. Îi duce, îi minte pe aia legat de cât de buni sunt și după aia ăștia îl fac de râs constant și își strică firma, da? Și zicea, mă duc și acum la Dinamo, da? Păi intru în parcare la Dinamo, mă uit, văd, bă, cu e mașina asta? Îmi răspundea, alu Zicu. Bă, vin peste două săptămâni, zice, bă, dar mașina asta cu e? A lui Zicu. Bă, și asta e tot a lui Zicu, mașina? Păi până când o să meargă așa? Cât o să fie? Cât timp o să putem noi să vindem așa? Cât o să mi se mai ceară mie să mă duc, să duc fotbaliștii afară? Asta știi, adică fotbaliștii îi simțea imediat, bă, se duceai, ăla era împrumutat înapoi în țară la momentul respectiv, ții minte, îl dusese pe la Inter, pe la Parma, pe unde l-o mai plimba pe acolo, da? Și l-au trimis să ia înapoi la Dinamo să joace și avea plin de mașini la momentul ăla, schimba mașina la săptămână. Și o să vedeți că așa sunt mulți, o să mai avem mulți așa. Atunci se agita Giovanni, atunci a și plecat din emisiunea lui Ivanovici, țin minte, a trântit acolo. Pe ce vreți? Eu sunt la voi în emisiune și voi îl sunați pe Gică Popescu. Păi vorbiți cu Gică Popescu atunci, uite, ia uite, nu sunt eu, faceți cu mine, până ți-a luat. Că cum ai făcut? Și el pleca și de la Păunescu, ce te miră că pleca de la Horia Ivanovici, nu? El de la toți pleca, da. De asta zic, cu genia. Asta ne-a schimbat mașinile la tot. Ca și șosetele. Așa, și Vardy, de asta zic, că am făcut legătura cu Vardy, că și el avea priorități similare, numai că el avea la 28 de ani în vreme ce Zicu avea la momentul în care la 20 și puțini. Așa că această victorie merită sărbătorită pentru faptul că Leicester nu s-a depărtat de ambiții. A vrut trofee, a vrut să se bată la top 4 și a luat manager și a plătit jucătorii. Cei care au vrut să rămână, indiferent că au rămas pe bune, că n-au meritat banii pe care i-au primit, pe toți i-a plătit. I-a plătit pe toți, le-a mărit salariile. Nu veți regreta dacă rămâneți, nu veți duce lipsă de bani dacă rămâneți la Leicester. Cei care vreți să plecați, știți care au fost cei care au vrut să plece și au insistat să plece. Au fost Kanté, pentru că oferta a fost bună și au simțit că, ok, nu putem să stăm în calea lui. După aia a fost Mahrez, cel care a plecat, și vezi acum cazul recent al lui Chilwell. Dar altfel, Leicester nu este un club la care se duce, știu, ok, Maguire, 90 de milioane. Leicester nu este un club care să aibă nevoie de bani. Dacă te duci, știi că vei sângera financiar. Adică trebuie să le dai bani ca lumea să-și dea drumul la jucători, pentru că altfel nu caută să-și dea drumul jucătorilor. Și asta este un semnal că e o echipă care vrea să crească, nu vrea să dea drumul la jucători. Chiar ar fi cazul să mai ia. Să mai iei niște jucători în vara asta, zic eu. Că lotul e destul de bun, dar nu suficient de bun, cel puțin dacă într-adevăr ai ambiții de Champions League și de mai multe trofee și să revii în lupta pentru titlu, mai trebuie să mai pui. Eu mă bucur pentru Schmeichel foarte mult, aia, pentru Kasper, că taicăsul a fost marele danez. Marele, n-a fost numai al nostru, a trebuit și pe la Villa, mă rog, da. Mare sculă, cel mai important pe care l-am
prins eu cel puțin la Manchester United. Da, m-a deranjat chestia aia cu drapelul Organizației pentru Eliberarea Palestinei. Exact ce spuneam, că nu-i bine că intră politica în sport. Dacă mai aducem și războaiele din Orientul Mijlociu în fotbal, nu prea e ok, da, în fine. Asta e situația, asta e lumea în care trăim. Acum, nu știu dacă să zic că e meritată victoria. O singură ocazie, nici ceilalți n-au arătat mare brânză, hai să zicem că au avut ceva în plus, măcar eficiență față de Chelsea. Ce mai să vedem? Ok, ți-am pus și imaginea cu tată și fiu, ăștia sunt oameni câștigători de trofee, oameni care au câștigat ce era de câștigat, a câștigat și cupă și campionat și Casper și-a văzut de treabă și într-adevăr Leicester se poate bucura. O ultimă mențiune legat de motivul pentru care poți să te simți ok că a luat și Leicester trofeu. Familia lui Vișai, da? Patronul care, într-adevăr, între timp, de la titlu până la această cupă, nu mai este împreună cu ei. Familia a dus mai departe investițiile. S-a ținut de strategie, s-a ținut de ce are de făcut la Leicester și a livrat până la urmă încă un trofeu. Și dacă e să vorbim de trofee, apropo, oricum, cred că ai văzut legătura patronului, adică tânărul fiu al fostului patron, cred că ai văzut modul în care jucătorii, adică gândește-te la câți patroni luați în brațe de fotbaliști, sunt atât de apreciați, sunt atât de primiți în sânul echipei și atât de repede îmbrățișați. Nu sunt atât de mulți patroni care sunt gata să coboare în iarbă, să stea față în față cu jucătorii, că pe mulți i-a cam făcut pe la colțuri, nu? Da, eu i-aș invita și pe alții să încerce, uite, pe Joel Glazer. Așa zic. De ce să nu încerci? Și printre suporteri, o baie de mulțime. Mm. Poate te iubește lumea, n-ai de unde să știi dacă nu încerci, nu? Da, uite, vezi, te gândești la cei de la City, unde a venit o singură dată la meci patronul. Până acum, în rest, nu, nu așa. Da. Asta este. Dar, pentru că vorbim de istorie, ia uite ce am pregătit, Andy, ce înseamnă acest moment la nivel de trofee în fotbalul englez. În momentul de față, ceea ce vedeți pe roșu este cine are cele mai multe trofee din fiecare competiție între cluburile din Premier League, da? Între cluburile engleze. Și vedeți că în momentul de față totalul de trofee este Liverpool în vârf de listă cu 43, chiar dacă cele mai multe le bifează la Cupa Ligii sau la Supercupa Europei, da? Unde are 8 sau 6. În rest, vorbim despre campionat, unde United are cu unul mai mult decât Liverpool, un titlu mai mult pentru United, 20, în vreme ce FA Cup, în continuare, recordmenă la nivel de istorie, este Arsenal, cu 14 trofee câștigate, și Man City are recordul absolut pentru Cupa Ligii în momentul de față, dacă ne gândim numai la Guardiola, câte a luat acum la rând, are 8 în momentul de față, și cam asta este. În Europa, Liverpool are 6 cupe ale campionilor europeni plus Champions League, ceea ce avem în prezent, și altfel ia uite pe cine mai avem pe listă la nivel de FA Cup. Pentru prima oară apare Leicester, este primul lor trofeu în istorie. Leicester câștigă pentru prima oară această cupă a Angliei, având un titlu. Iată, aceste mari trofee vin în ultimii ani, în ultimii 5 ani, în vreme ce în rest istoria lor presupunea doar 3 cupe ale ligii câștigate, la care s-au adăugat acum campionatul, de care am vorbit, și această FA Cup de acum. În rest, Andy, cred că e interesant să vezi acolo prin listă, mai ales destul de sus, să vezi echipe cum ar fi Blackburn și care nu mai sunt în Premier League, mm-hmm. să vezi Nottingham Forest, să vezi Sunderland care este în Liga a treia, să vezi Sheffield Wednesday care este acum în retrogradată pentru Liga a treia din Liga a doua. Leeds United este acolo, acum revenită în Premier League. Uite-și tractoriștii. Da? Burnley are 2 titluri de campioană și este, bineînțeles, din istoria veche a fotbalului englez, la fel cum are și Huddersfield în anii 1920 pe acolo. Și Derby County, despre care noi am mai vorbit și care suferă din greu în momentul de față, Derby County are 2 titluri în fotbalul englez și acum se zbate în vremuri grele. Portsmouth, altă echipă care are 2 titluri, dar mă rog, e un grafic pe care o să încercăm să vi-l actualizăm, să vă arătăm destul de mult această actualizare în fotbalul englez. Asta este istoria, fraților. Ce s-a câștigat și cum s-a făcut împărțeala la masa bogaților, dar bogații ăștia s-au schimbat în timp.
cluburi cumpărate, patroni noi, ambiții noi și lucrurile se schimbă destul de repede. Altfel, la nivel de istorie, asta este imaginea fotbalului englez. Să-i mulțumim bărbosului celui de sus că ni l-a dat pe Sir Alex Ferguson, că înainte de el era total disproporționat raportul dintre noi și Liverpool. Dacă scădem cele 13-14 titluri ale lui, o să vedem cam câte și Liverpool a câștigat în era Premier League unul singur, o să ne dăm seama cam cât era în favoarea și Everton era peste lor. Everton era peste, are 9 titluri de campioană Everton. Everton fiind dintre cei mari, dacă vorbești de Super League și Big Six, Everton a fost între ăștia mari când s-a format Premier League. A fost un mare jucător la masă în momentul respectiv. Și Everton doar acum încearcă să revină. O să vorbim despre ei și despre etapa lor. Dar, da, îi vedem acolo. Everton, Newcastle, echipe care trebuie să înțelegi presiunea fanilor. De ce fanii își doresc mai mult? Știu unde au fost. Știu că erau ambiții mari și văd cât de puține resurse au avut în anii recenți. Acum Everton, sigur, are motive să fie mai încrezătoare, mai optimist. Are un alt patron care are resurse. La Newcastle oamenii suferă în continuare. Oricum, listă lungă, după cum vedeți. Și asta spune ceva despre valoarea acestui campionat. Uite, și la cupe europene, Nottingham Forest, două cupe ale campionilor. Cum trece Gloria Sic Transit, Gloria Mundi și Aston Villa. Hai, am mai câștigat și ăștia de Birmingham ceva. O dată de mult, pe vremea când eram mare domnișoară. Da, uitați-vă câte sunt. Multe echipe au luat titlul. Da. Multe, deci faci mai mult de o ligă. Așa că asta este povestea trofeelor din fotbalul englez și o să încercăm, așa cum v-am spus, să vă actualizăm situațiile, să putem să vă arătăm cât de multe, să puteți să simțiți că împreună cu noi treceți prin istoria fotbalului englez. Andy, să-i ascultăm totuși și pe câștigători. Ce ne-a spus Rodgers, după care o să ascultăm și ce ne-a spus Tuchel la finalul acestui meci. It's a historical day for the football club, the winning the FA Cup for the first time in the history. It's clearly a special day. So, yeah, just so happy for the players. They were so courageous in the game. For the supporters, they've lost four finals, and now fifth time we've been able to get the victory for them. And of course for Kuntop and his family, it was a dream of theirs to win the FA Cup, and we've been able to deliver that. It felt as if there was way more than 20,000, just the noise. And I also think because of everything that's happened in the last year, a club like Leicester to be in the final against a great club like Chelsea, people may be hoping that from a neutral perspective that we could go on and upset the odds. And obviously the closer that got to the end of the game, the tension and everything in the game grew. So, but yeah, it was a fantastic atmosphere and so happy that Leicester City supporters could be there to see us win. Păi da, courageous, ăsta e cuvântul cheie. Noroc că ea din teren au mai mult curaj decât Brenda. Dar normal, dacă era sincer, ar fi trebuit să... Asta, cu asta ar fi trebuit să înceapă. Bă, mi-a fost o frică de meciul ăsta. Da, poate trece, că ăsta e singurul lui neajuns. Că în rest, talent are, deștept, cum ar zice tata Puiu, este. Acum, după Cupa Angliei, poate mai prinde și el mai mult curaj așa, mai multă încredere în forțele proprii. N-ar strica. Hai să vedem Tuchel, cum vorbește după finala pierdută. Disappointed, but we're not angry, not on our performance and not on our boys. I think this performance and this game is enough to win it. I think today we are simply unlucky. We've never hidden the fact that you need luck in this game to be able to win when on this level. It's all the time you need a certain momentum, you need some little details and decision making. It's about coming back, bouncing back, showing mentality again and belief on Tuesday. We have we missed now a trophy, which we are very sad about that. But we have another competition now with two finals against Leicester and Aston Villa. And then another final. We have enough to do and there we cannot regret too long.
Se pare că e puțin îngrijorat ca de momentul ăsta? Da, e. Și, mă rog, ce a spus el acolo, ce are face norocul cu faptul că nici după ce ai înscris golul, tu nu te-ai năpustit peste aia să-i calci în picioare, pentru că asta era singura ta și luase-și golul, ce mai aveai de pierdut? Cum să invoci noroc, ghinionul, când tu nu ți-ai creat, ai avut o singură ocazie clară de gol, aia pe care ți-a anulat-o varul până la urmă. Eu zic, Herțucal, să nu te mai joci la nisip cu Lopățica și Găletușa, renunță la șoferul Alonso, la prozaristul Azpilicueta, că ăștia-s de Rayo Vallecano de Premier League, poate și cu Werner să iei o pauză, o fi neamț de-al tău, dar mai pune la muncă. Mai vezi la toamnă că îți cam mănâncă meciurile. Pe Chilwell l-ai băgat prea târziu, deși e unul dintre cei mai buni oameni din lot. Probabil s-o fi gândit că îl huiduie aia, cine știe. Așa că domnul Țucal să ne lase cu norocul. E un meci în care el a greșit. În finala cupei. Bun, eu înțeleg. În Anglia așa este întotdeauna regula. Asta e tradiția. Portarul de rezervă joacă în cupe. În Cupa Angliei, în Cupa Ligii și eventual și în cupele europene, mă rog. Da. Aici chiar nu era cazul, că te-ar fi interesat obiectivul ăsta. Trebuia să-l bagi pe Mendy, că poate ăla scotea. Șutul a fost foarte bun, dar nu știi. Acum, știi care e chestia? Uite, vezi, și Guardiola rotește foarte mult jucătorii. Când nu le iese, acești manageri care aplică metoda asta, atunci când nu le iese, senzația este că au crezut că și cu ăștia pot câștiga. Senzația este că și dacă îi bag pe ăștia, chiar și așa pot să câștig meciul. Și e doar un feeling pe care l-ai, pentru că altfel el câștigă și cu garnitura a doua destule meciuri, nu joacă mereu cu același 11, știi? Adică e greu să poți să dai seama cine este titularul și cine este neapărat rezerva în cadrul lotului. Dar mereu când nu iese bine rezultatul, sunt expuși în astfel de discuții, că domnule, nu trebuia așa, că de ce nu face lucrurile așa cum trebuie. E greu să-i judecăm. Un lucru știm sigur, nu are voie să rateze tot. Asta e clar. Pentru că s-a pus într-o poziție foarte bună și, de fapt, dacă acum greșește pe final, nu este o cădere de la așteptări. Pentru că deja a ajuns mai departe decât te așteptai când a preluat echipa, da? Este o cădere față de punctul în care singur s-a pus. S-a pus într-o poziție foarte favorizantă pe final. Corect. Și căderea ar fi doar de la acel moment foarte optimist. Că, domnule, foarte bine am făcut. Ia uite ce bine am ajuns pentru faptul că am făcut schimbarea de manager în timpul sezonului. Și dezamăgirea ar veni față de punctul în care a reușit să ducă echipa. Așa e. Favorizantă, dar și periculoasă. Tocmai pentru că ai depășit așteptările. E vorba și de așteptările jucătorilor. Dacă tu ratezi toate cele trei obiective de care ai fost atât de aproape, și la Chelsea știm ce probleme sunt prin vestiar, că e foarte ușor să-i pierzi din mână. Guardiola își permite rotația asta, că lotul la el are o omogenitate pe care Țucal n-avea cum să o atingă în câteva luni, că nici nu știe bine pe toți încă. Probabil că nici după nume nu știe pe toți. Ăla își permite, joacă ea de nu știu câți ani împreună, mă rog, ce-a mai adus în ultimul timp, dar și ea s-au integrat în lot. Îi cunoaște foarte bine. Aici lotul nu e chiar atât de omogen, au fost mai multe veniri, mai ales în vara trecută, deci nu prea e cazul să te joci. Dacă mă întreb pe mine, nu ratează, mi se pare absolut ireal să rateze tot. Cred că cel mai la îndemână este, bineînțeles, să termine în top 4, pentru că acum este un meci cu Leicester, Vardy ar trebui să fie țapăn, nu știu, nu refuz să cred că vine într-adevăr 100%, nu refuz să cred. Acum. Așa, rest, nu știu restul echipei cum se va prezenta, adică o să vedem, dar n-ai cum să vorbești de altceva decât prima șansă în meciul cu Leicester. Îți rezolvi meciul ăsta, îți asiguri top 4, să nu stai cu emoții cu ceea ce face Liverpool în spatele tău și să nu te lași la mâna finalei Champions League, că trebuie să o câștigi pentru a participa în Champions League. Ar fi o presiune mult prea mare pe care și-ar pune-o pe finala Champions League, ca pe lângă lupta la trofeu, să mai fie discuția și că, auleo, dacă nu luăm trofeu, ne-am lins pe bot și cu Champions League anul viitor. Nu vrei să fii în situația asta. Cu atât mai mult cu cât asta ar fi revanșa pentru finala cupei. Deci chiar ești obligat să câștigi meciul ăsta și atunci îți mai revii un picuț. Dar dacă îl bași tot pe Kepa în poartă,
Da, nu mai va fi Kepa. Da, nu mai e, cred că nu mai e deloc tot sezonul. Nu cred că îl mai vedem în poartă. Poate dacă ultimul meci, știi, ultima partidă din campionat, dacă într-adevăr locul 4 este asigurat, îl bagi pe Kepa, că nu mai are ce să-ți facă, poți să și pierzi meciul și finala Champions League o joci cu Mendy și ai terminat povestea. Așa ar trebui. Dacă îl bagi pe ăsta în finala UCL, ești responsabil. Exclus. Nu, nici nu îmi vine să cred așa ceva. Să mergem, Andy, spre meciurile din Premier League. Pentru că, uite, cred că fanii se bucură. Am alocat vreo 30 de minute liniștit de discuție, cred că poate și mai mult, despre finala FA Cup. Știți că mereu am alocat atenție deosebită momentelor importante din Premier League și o să vedeți că facem și în emisiunea asta un maraton când vine vorba de meciul lui Liverpool, care a fost absolut scenariu de film. Dar începem cu meciul dintre Newcastle și Manchester City. Acum, un meci al lui City cu 7 goluri, nu ți se pare ceva deplasat? Că zici că e un meci în care Guardiola poate să dea 7, meciurile lui pot să fie oricând. Bă, dar te gândești mai degrabă la un 6-1 sau 7-0. Nu te gândești la un 4-3. E, aici a fost ceva foarte ciudat. Steve Bruce, în primul rând, cumva posedat de diavol, am zice noi. E, n-are cum să se pregătească el să dea 3 goluri într-un meci, cu atât mai puțin de cu Manchester City. Da, este efectiv o pierdere de personalitate. Este o criză de personalitate a lui Steve Bruce să dea un astfel de spectacol de goluri. 3-4 scor final, șocat sau oarecum așteptat? Nu mă așteptam. Dar nici Bruce nu cred că s-a aștepta să aibă o asemenea șansă. Adică Guardiola să joace, cum ziceai tu, dășchis, vorba un dat apoiul. A fost bambilici în cele două apărări, dar noi ne-am bucurat. Pentru un fan neutru a fost un regal al golurilor și ocaziilor. Acum să nu ne entuziasmăm, să nu creadă cineva că Guardiola aș face din asta o obișnuință și va călca pe urmele necuratului Bielsa. Dar e conjunctura favorabilă, sunt deja campioni, finala e UCL importantă pentru ei, Champions League, sunt mai dezinteresați acum în campionat. Să nu vă gândiți că din toamnă, revine Gladio, poate chiar după meciul ăsta, poate că nu i-a plăcut totuși că a încasat 3 goluri. O să vedem. Merită și Torres ăsta, săracul. A spus ceva. El acum, naiv fiind, crede că tripla l-a impresionat pe Guardiola în așa măsură încât în sezonul următor o să fie titular. Na. În vocabularul lui Guardiola nu există cuvântul ăsta. Ba chiar am observat că dacă te remarci prea tare la el în zona marcatorilor, atunci te mazilește. Regula la City, fiindcă portarul și fundașii trebuie să înscrie și restul doar să le ducă balonul până în preajma porții, și a găsit să aștepte Torres acum că o să fie mare sculă în lot. Păi știi că acum el nu știe încă. El numai dacă a studiat interviuri vechi are cum să știe. Dar cel mai periculos este când te laudă excesiv Guardiola, că înseamnă că după lauda asta ai dat și golurile și acum nu trebuie să te mai superi că stai 2-3 meciuri pe bancă, pentru că știi ce frumos am vorbit despre tine și știi că am încredere în tine, că eu asta am spus și în declarații, în fața lumii, în fața națiunii, în fața urmăritorilor worldwide, la nivel global, te-am lăudat, bă, și ți-am spus cât de bun ești, cum tu vii cu întrebări legate de ce n-am încredere în tine sau cum e putea, n-am vorbit eu în fața tuturor și te-am lăudat. Apropo, că hai să dăm declarația și continuăm să discutăm după aia, să vezi cum a vorbit despre Torres la final. Domnule, efectiv, o să simți și talentul actoricesc al lui Guardiola vorbind despre reușita lui Torres. Și sigur, o să-l vedem și pe Steve Bruce lăudându-se oarecum că a fost, am spune noi, un actor involuntar. Cel mai bun actor principal într-un rol secundar. Ăsta este premiul lui Steve Bruce la meciul ăsta. Well, Steve, what did you make of that? Nobody could say you didn't give it a right good go. Yeah, I mean, we gave it a right good go, but when you play against these defensively, we had to be better than what we were. And although I can't remember my goalkeeper making save after save, just the sloppiness of a couple of goals is the disappointing thing of the whole evening for me. Is that the frustration? Sloppy. What might have been? Yeah. How often do you score 3 against this mob, you know? Not very often. So, you know, the disappointing thing is we just got up and we were a bit naive and were defending, had to be better at times. But look, for the way they went about their work, I was delighted with them, but we weren't quite good enough.
That sense of goal you talk about there, do we say that with his positioning and his thinking? And is he a serious contender in your mind then to be a number nine? Yeah, he can be. We have an alternative. We use him this season and he was brilliant. And now his rhythm, especially defensively, increased a lot. The beginning was a little bit soft, but the game in Crystal Palace made a turn, so he was so good, the best game I think he played. But you know, the movements he played as a striker is always in running behind, and I don't know why. The goal, for example, no, the last one, shoot the crossbar, but where the ball's coming? Anticipation. Where he is there, you know, it's not right, it's left. The ball comes when it is. So this is smell. This is a sense of goal. The striker knows and anticipate, be intuitive to know where the ball's 1 second before arrive. And he has this talent, and is a good finishing, right left, and the first goal with the head is fantastic. So yeah, very pleased for him. So with Sergio leaving the club and his development, may you not need to go outside for... No, I don't know what's going to happen. I said maybe we're going to buy a striker, maybe we don't, so I don't know, transfer market is possible, we don't know. But we have a guy, like he's a young, like he was a, yeah, a good transfer, and I can use him left, can use him right, can use a striker. So yeah, so the season is too long, so we cannot play the season just with 11 players. With the best striker we can buy, we cannot play all the minutes because injuries, a lot of games and anything. And you have to have 15, 60, 70 top players, that is what you want. And after the academy you have two or three or four so interesting players, and I'm pretty sure next season is going to help us. Nice selection problems for you to have. Well done tonight, Pep. Yeah. That's why they hate me, the players, because they want to play every single day, and sometimes no problem, because when you have this alternative, it's difficult to all the time let the same players play. Bă, s-a și pregătit deja să-i spună, da, sunt, mă urăsc jucătorii, vedeți că nu pot să joace toți. Cred că se pregătește Ferran Torres să fie și fundaș stânga puțin. Iar după cum a zis, exact. We can use him on the left, use him on the right, adică pe oriunde, bă, și ăsta și joacă oriunde. Adică îi spune așa, pentru că încă n-a jucat, dar îl pune să joace și acolo. Bă, da, nu așa, numai jucătorul pe care îl știam eu. Eu te-am și lăudat, am și spus că poți să joci oriunde. Mm-hmm. Uite, acum... Exact. Bă, ce teatru, bă, da, cât de mult i-a plăcut că i-a ridicat la plasă. Eu zic miros, că, cum da, miroase golul, mă, ai văzut. Da, cum miroase el, mă. Da, da, da. Hai să vezi tu cum vine Mbappé la City în vara asta și Torres să duce la echipa de fete. Păi, da, ce? Miroase, că miroase golul. Dar nu vrei tu să suși televizorul, da, să miroși tu acolo din apărare, din fundaș stânga, să mai văd de cum miroși golul, nu? Eu am zis că miroși, dar puți, bă, puți, păi dacă pute, ce să-i fac? Da. Foarte mișto, în orice caz. S-a terminat cu el. Bă, n-avem ce spune. Ferran Torres măcar a dat 3 goluri, suficient pentru a putea să pună puțină presiune, să spună, bă, merită să fiu pe aici, merită să mai și joc. Acum o să vedem câtă încredere primește, câte minute o să aibă. Fiind de-a lui, fiind spaniol de-a lui, probabil că va primi destule șanse, probabil că se va discuta cu el, dar poate să fie și în cealaltă tabără, că de asta tot facem noi mișto, pentru faptul că e posibil că e de-a lui și ăștia ai mei înțeleg. Problema mea e sunt cu ceilalți. Da. Eu pe aia trebuie să-i țin mulțumit, dar ăștia ai mei știu eu cum să discut cu ei. Da? Adică poate să fie și periculos pentru Ferran Torres, nu neapărat bun. Nu știi unde ești, nu ești cu Guardiola, acum ești bine, acum nu știi cum ești. Te vede Sterling, da? A căzut și el acum de pe topogan. Nu mai este neapărat așa. A fost Bernardo Silva, a fost dintre favoriți, acum este mai de plan secund. Bă, nu știi. He's so good. He's so good. Deci atât da, trebuie da. Să... Aguero se desparte, nu primește nouă contract, se duce, își caută echipă în altă parte. Work he does is tremendous. It's tremendous. He's a legend. He's a legend. Și îi dăm drumul, da, să plece. Deci nu înseamnă că te lau... Nu înseamnă că ești pe... ape liniștite pentru faptul că te-a lăudat după un meci. Dar este bine. Nu putem nici nu putem să spunem, bă, trebuia să nu dea triplă. Nu, foarte bine că a dat, este ok, dar să nu sărim calul. Noi am mai spus, Andy, de ce zic că poate să nu fie ușor de mirare. Ce am spus noi când discutam în preview etapei cu oamenii în direct săptămâna trecută? Spuneam, bă, mare atenție cu apărarea lui City, pentru că vor căuta să facă spectacol. Nu mai e neapărat să stăm închiși, să nu știu ce. Adică nu-i preocupă faptul că iau. Vor să deie.
nu interesează că o să și ieie. Da? Să deie, tată. Și-au dat, au și luat, dar au terminat și-au luat 3 puncte. Și, vezi, sărbătoare, atmosferă mișto, Ferran Torres triplă, toată lumea bucuroasă. Da, și Steve Bruce, într-adevăr, se lăuda pe el. Dar pe jucător nu i-a lăudat, ba chiar a criticat, dom'le, totuși două dintre goluri. Nu, da. A folosit iar cuvântul ăla care nu-i place lui Klopp. Sloppy. A folosit Bruce. Bă, da. Deci concluzia era că el a ținut piept echipei Manchester City și jucătorii n-au fost în stare să se apere, dom'le. Ba, acum adevărul e că în afară de povestea asta multor goluri care s-au dat în meciul ăsta, a mai fost o singură poveste demnă de menționat până să trecem la meciul următor. Faptul că în poarta lui Manchester City n-a fost nici Ederson, dar n-a fost nici rezerva lui Stefan, ci a fost la debut Scott Carson, un portar pe care efectiv zici că îl iei cum îl lua pe Hilario ăla sau cum îl chema Chelsea. Avea 39-40 de ani, numai să aibă un al treilea portar. Niciodată nu prindea minute, n-avea nicio treabă, numai dacă picau ăia amândoi, așa te trezeai că ar putea să apere el, da? Deci tot timpul un al treilea portar, care, uite, ăsta cum aș face debutul la Manchester City, a dat minute și să apucăm să îl vedem și noi pe Carson, felicitat! He's an incredible person, and we are delighted, not just me, I know, Eddie, the second one, and Zach, and especially, of course, them, but especially as well the players, today he could play. So, yeah, it was 3 goals set pieces, couldn't do anything, but yeah, so happy for him to make a debut. Foarte ăsta l-a laudat, l-a luat 3. L-a laudat și pe ăsta, bineînțeles, că incredible. Scott Carson acum primește vacanță pentru că are o durere de șale groaznică și vine la Pride, probabil la ceva tratament la noi în țară. Eu așa cred. Deci la vârsta lui, într-adevăr, a apărat, a stat bine, l-a lăudat. Da, incredible person, asta i-a spus. Cum să nu fii incredible person dacă tu nu vii nicio moment să discuți că trebuie să mai apăr și eu? Nu, stai acolo, incredible person, n-a comentat niciodată, lucrează, se prezintă la serviciu, discută cu băieții, pe ăsta... portarul tânăr public le mai spune una alta, are și glume bune, probabil că cine știe, se uită pe la stand-up comedy și mai vine cu niște glume bune la vestiar și la antrenamente, nimic de reproșat, nu? Ce să-i ceri mai mult, Julio? Da, mă mai trage și cu carmol pe spate când am nevoie, da, asta e incredibil. L-au dat până și pe ăsta care l-a luat 3 goluri. Băi, da. Ce șurfă e Guardiola asta. Asta e bine, mă. Asta înseamnă man management. Asta este ceea ce trebuie să faci, să știi cum să îi învârți pe toți și să ții pe toți pe călcâie. Dom'le, să nu știe niciunul pe ce lume este, când e mai dragă lumea, atunci să pici cerul pe ei. Așa ții fotbaliști în priză, într-adevăr. Ajunge la meciurile de sâmbătă, unde a început totul cu un scenariu absolut ireal. A picat, frate, grindină, așa, da, goluri. Ca grindina au picat la Burnley cu Leeds United, scor final 0-4. Cum este permis așa ceva? Am spune noi din două motive. N-a mai fost în poartă Nick Pope și ce am spus noi la fel în episodul de săptămâna trecută când am făcut prefața, una este Burnley cu Nick Pope în poartă, alta este Burnley cu Peacock Farrell în poartă. În primul rând, cum vă sună numele? Peacock Farrell. Este clar că nu sună la fel ca Pope, care este o ființă superioară, divină, o androgină. Cam asta ai putea să spui, Pope. Da. Nu ai ce să vorbești despre Burnley cu Peacock Farrell în poartă. Și a fost 0-4, spectacol făcut de Leeds United și Bielsa, pe care bănuiesc că abia aștept să-l lauzi pentru cum a gestionat meciul. Na, din păcate, pentru acest individ remarcabil care este Sean Dyche, un adevărat prieten al omului, jucătorii l-au trădat, au intrat în vacanță. E drept că după niște evoluții excepționale, cum a fost săptămâna trecută, până și Chris Lemne a jucat prost, motiv pentru care l-a și schimbat, am văzut, după vreo oră. Nici măcar cornere nu au mai produs. Element de bază în jocul lui Sean Dyche, punctul lor forte. Așa că nici goluri n-aveau cum să vină. Meci foarte slab, făcut de tractoriști la îndemâna lui Skarauski ăsta de la Olten, de la Leeds. Practic au jucat singuri.
Asta e o rușine eternă pentru Sean Dyche. Să pierzi în fața unui argentinian. V-am zis că își aduce aminte de războiul Malvinelor. Când Margaret Thatcher i-a trimis pe aia să recupereze insulele. Asta le-a și zis jucătorilor. Dacă erau niște boi ca voi pe portavioanele alea, pierdeam insule Falkland, bă! Le-a ținut discursul, probabil că și după meci le-a zis, iată de ce noi englezii nu trebuie să mai primim emigranți. Uitați-vă la nesimțitul ăla de instalator polonez care ne-a dat gol. Noi l-am primit, l-am hrănit, i-am oferit job, neam de neamul lui n-a visat. Și acum mușcă mâna care l-a hrănit. Noi, bă, singura echipă de patrioți care a rămas în țara asta. Hai, s-a supărat, că a pierdut. Meciul ăsta îl câștigam și eu pe banca lui Leeds. Hai să fim serioși. Practic n-au avut adversar. Au fost singuri în teren. Saci în căruță, vezi? Sindromul sacilor în căruță. Știm și noi cum e. Nu? Avem mai mulți care intră în vacanță. Cum am zis noi, zona reghe a clasamentului. Când lucrurile se rup, gata. Relax, man. No problem. What is the problem? Nothing, man. Nothing. Just play on. 1, 2, 3, 4 goluri, e ok. Bine, au picat repede acolo, din minutul 60 în 20 de minute, foc automat, i-am ciuruit. Bă, chiar că i-a ciuruit, nu am așteptat la Burnley, adică totuși, bă, mândria poporului englez să fie tăvălită în halul ăsta de necuratul venit din America de Sud. Greu de digerat totuși o înfrângere cu pată. Dacă era 1-0, 2-1, ai cum mai înghițea și on de aici. Nu cred că a fost fericit după rezultatul ăsta și eu zic că ar trebui să ne așteptăm la ceva mai multă bătaie de cap pentru viitoarele adversare ale lui Burnley în următoarele două etape. Dacă nu mă înșel, este și Liverpool? Acum este meciul cu Liverpool de acasă, dar vin fanii pe stadion. E bine, probabil că de asta a pus și gratuit. Se spune, ce vreți, bă, ați primit gratis biletul, hai să nu vă autocomentați, da? Dar ideea e că acum e Liverpool și după aia vor merge în deplasare pentru ultimul meci. Cred că este, mai știu unde se duc la ultimul meci, ceva meci ușor în ultima etapă. Da. Dar, sigur, Burnley cu saci în căruță, nu mai e atât de mare problemă. Acum să vedem dacă vor încerca să își mai spele onoarea și să le țină piept măcar o repriză celor de la Liverpool. Asta au făcut de râs cu Leeds. Au făcut de râs. Pare rău pentru Ovidiu Chiri, dar chiar meciul ăsta mi-a stat așa cam greu la stomac. Da, deci cu Liverpool acasă și apoi la Sheffield United ultima etapă. Meci efectiv de ciomăgari. Ce va ieși acolo? Acolo ar trebui să ne arate ceva în ultima etapă, Chris Lemne. Așa sper că l-am băgat și eu în echipă. Așa. Meciurile astea, sigur, nu insistăm foarte mult asupra lor, pentru că nu influențează cu ceva clasamentul. Astea, Newcastle cu City, am luat la mișto că a fost număr de goluri, Ferran Torres și prietenii săi. În vreme ce Burnley cu Leeds, la fel, nu influențează foarte mult. La fel cum a fost și Southampton cu Fulham, meciuri care nu influențează foarte mult. Southampton și-a făcut treaba, cel puțin s-a mai așezat puțin la zestre de puncte în clasament. Părea așa, că ștârie hoitul echipa asta spre finalul sezonului și ceea ce era absolut incorrect. Am mai spus de câte ori am vorbit că eram fan al lui Hasenhüttl, la echipei lui. Bă, nu era corect să fie chiar așa, să pară în genunchi la final de sezon. Au bătut pe Fulham cu 3-1. Al două lucruri de remarcat. În primul rând am aflat că Nino și că se întoarce la Liverpool. Păi. În cele din urmă nu rămâne la ăștia de la Sutton. Probabil ca să le gătească băieților ceva ceapă de meduză, fudulit de pește, balon, ce mănâncă ăștia japonezii. Altfel nu prea văd ce să faci cu el. Când te uiți la Nino, realizezi de ce au pierdut japonezii al doilea război mondial. În al doilea rând m-a contrazis Hase Spritzel, prietenul nostru. Tot ziceam eu că educația metalurgică nemțească atrofiază imaginația. Iată că mai sunt și excepții. A fost foarte spontan, mai rar atâta spontaneitate la nemți. S-a săturat să-l țină degeaba pe Ings în teren și l-a înlocuit cu Telis Avalas. Imediat a marcat la prima atingere de balon și ce bine a ieșit lui Hase Schnitzel. Da, oricum a jucat mai bine Southampton, cu trăire, cu simțire. Au marcat și după ce au încasat golul. Chiar dacă nu mai au niciun obiectiv pe final, respect, au jucat.
No, și cel puțin în clasament acum altfel e să vadă că sunt peste Burnley, peste Newcastle. Parcă așa puțin locul 14 sună mai bine decât 16 acolo chiar spre coadă. E ok. Să vedem acum ce mai fac în ultimele meciuri, dar da, Southampton ar putea să fie echipa care puțin să mai respire pe finalul de sezon și să nu se pună în situația asta nasoală. Adică abia acum au trecut și au ajuns la 43 de puncte. Deja e o zestre mai omenoasă așa, mai ok. Sunt două victorii în ultimele două meciuri. Erau la 3-7, nu suna deloc bine. Acum cu astea două victorii este ok. Dincolo la Fulham, Scott Parker încearcă, Fabio Carvalho ăsta a reușit să dea gol, un copil pe care l-a băgat acum, gol mișto, care l-a dat acolo, bară transversală și a picat mingea în poartă. Altfel, da, Fulham a arătat că își pregătește drumul în Liga a doua, acolo vor fi multe negocieri, jucători care au fost împrumutați probabil că nu vor fi ținuți pentru Championship, dintre cei care s-au remarcat poate vor veni câteva oferte. Nu știu, Andersen, ții minte că ți-am spus că e un fundaș central bun, se vor interesa probabil de el câteva cluburi din Premier League și cam asta e, s-a terminat aventura lui Fulham în Premier League, se duc înapoi și vor încerca, cu siguranță e o echipă cu resurse, cu patron, cu bani, vor încerca să revină cât se poate de repede în Premier League. Mie îmi pare rău pentru ei, pentru că Fulham a avut momente de-a lungul sezonului în care a și jucat, spre deosebire de alții care rămân în Premier League, Hodorokson, exemplu, care numai pe speculat și pe marcat în primele 10 secunde, când aia încă nu știu că s-a fluierat startul partidei. Da, asta numai e situația, că... nu. Uite, ei s-au tăiat, culmea este că ei s-au tăiat după ce au câștigat Anfield cu Liverpool. Aia este ultima lor victorie. Cum să câștigi la Liverpool, acasă, și după aia să nu mai câștigi niciun meci? Până în prezent ei n-au mai câștigat nicio partidă, toate le-au pierdut și au făcut un singur egal la Arsenal 1-1. În rest au pierdut toate meciurile. Și meciul ăla cu Liverpool s-a jucat pe 7 martie, acum două luni și... Băi, ce să mai comentez legat de retrogradare? Normal că nu n-ai voie să mergi așa. În speranța că ai putea să te salvezi, tu ai câștigat ultimul meci în etapa 27 și de atunci ai scos un singur egal până acum în etapa 36. Nasol. Eu zic că asta arată totuși că e un antrenor care are oarece valoare. E destul de inteligent, a știut să profite de pasa mai slabă a lui Liverpool, momentul ăla mai prost, adică a știut ce are de făcut. Lotul este cel care nu e pe măsura lui Scott Parker, pentru că atunci când au întâlnit echipe teoretic mai ușor de înfruntat, s-au lăsat imediat pe tânjală. Când n-a mai existat teama aia de adversar, frica aia, bă, trebuie să muncim tare în meciul ăsta, să ne facem de râs, să ne dea 8, dar s-au lăsat pe tânjală și uite ce iese. Eu zic că e și sindromul mercenarilor. Acolo nu poți să vorbești de jucători care sunt atașați de club. Aia nu au așa ceva. Da. Jucători promovați din propria academie, jucători care au crescut nasol acolo sau ceva. Nu. E nasol. Acolo nu prea... Mi se pare că e la nivel de identitate, cam în aceeași zonă cu Watford, despre care am mai spus noi, că acum revin în Premier League. Jucători pe care îi aduni acolo, îi pui pe toți la oaltă, dar în afară de, cum era cazul lui Watford, era vorba de Troy Deeney, care să fi fost acolo veteran, să țină la club, să fie capitan, nu știu ce, că să ai o figură dintre asta care să conteze atât de mult. Nu, la Fulham n-ai văzut situații de genul ăsta, totul e pe adunătură de jucători puși la oaltă, vedem ce este din ghiveciul ăsta. N-a ieșit experimentul până la urmă. Au avut câteva momente în care s-au făcut simpatici, cel puțin poți să zici că nu îi vezi plecând, înjurându-i, hulindu-i, bine bă, să nici nu-i mai văd pe ăștia, da? Dar cam atât. Au reușit să pice, obținând puțină simpatie, dar tot au picat. Păi, poate se gândește și Tony Khan să investească mai puțin în gagicile care or să vină la piscină și mai mult în viitorul clubului, să mai și crească ceva. Cred că asta e și problema, de fapt, se investește foarte mult, se schimbă, se rotesc foarte mult jucătorii și când au venit în Premier League, au încercat atunci, au băgat 100 de milioane brusc, acum două sezoane, când au fost în Premier League, au picat, au revenit, au încercat o altă abordare, băgăm bani, dar nici chiar așa cum am băgat atunci, n-a ieșit nici acum, trebuie să găsească o altă variantă. Bă, Tony Khan poate merge pe varianta a treia oare cu noroc, bă, las că e ok. Da. Vorbeau oamenii, țin minte și acum de o scenă mișto de comedie în care stătea unul și explica la unul, bă, căsniciile-s grele, degeaba,
spunea tovarășului lui, știi? Na, n-ai ce să te acuzi, greu în căsnicie. Bă, prima căsnicie, de exemplu, da? Nu știi ce faci, habar n-ai ce faci. Faci toate, faci o grămadă de greșeli pentru că nu ți-a spus nimeni că nu se face asta, nu se face asta, da? E, vine a doua căsnicie. În aia eviți tot ceea ce ai făcut în prima și sfârșești prin a face altele noi mult mai grave decât alea din prima căsnicie. Da, mă, da, a treia căsnicie. Na, aia e căsnicie. Asta-i spunea tovarășului lui care era la prima, da? Deci, de asta zic că Tony Khan poate să meargă pe aceeași variantă, spune a treia oare cu noroc. Da, e, să vedem dacă o să mai fie atât de ușor să revii în sezonul următor cu mercenarii ăștia dacă, și dacă îi ții. Da, cred că ai descris situația cel mai bine. E un club care și-a pierdut cumva identitatea, nu are pepinieră, nu există atașament pentru culorile clubului la nivelul lotului, nu e niciun jucător pe care să te bazezi, că îi mobilizează pe el alții. Nu știu dacă ăsta ar fi trebuit să fie rolul lui Mitrovici. Da, să fim serioși. Mobilizarea pe care Mitrovici o poate, da, Mitrovici poate crea un singur mod de mobilizare și în niciun caz nu este una constructivă. Asta e clar. Da. I-a dat pe aia, prin vestiar cu capul de faianță, da. Hai să trecem la un meci care într-adevăr a avut miză și n-a ieșit bine pentru echipa care avea miză. West Ham se îndepărtează decisiv de locul de Champions League. Mai discutăm doar de variante matematice, dar în niciun caz una reală. Și povesteam noi la fel săptămâna trecută, spuneam că am discutat cu fan West Ham care îmi spunea mult mai greu meciul ăsta decât își imaginează lumea și îl vedea la fel de complicat și spunea nu știu dacă ieșim cu bine din meciul ăsta, chiar dacă Brighton nu mai avea obiectiv, dar joacă, nu se dau la o parte. Este și motivul pentru care am pus titlul episodului astăzi, Die Hard, numai pentru faptul că nu se dau bă la o parte, nici ăștia care spicați, nici ăștia care n-au obiectiv, sunt unii care chiar joacă. Și avem aici câteva exemple în etapa asta, inclusiv ăia retrogradați, West Brom și Sheffield United, Die Hard, mă, nu se lasă, nu poți să iei victoria ca una de bifat, gata, bă, bine că ăștia și-au rezolvat sezonul, că de aici trecem fluierând pe lângă ei, că nu mai pun osul. Da, mai tăi, că am observat o problemă, ți-am semnalat-o și ție timpul meciului. Dom'le, eu acum am observat că stadionul ăsta din Brighton e strâmb, așa, nu știu dacă ați văzut, peluza, păi, cum se zice la noi. A, mă rog, design. Eu cred că a fost construit și ăsta tot de erbașul, fraților. Da, în fine. Destul de animat meciul în prima parte. Se putea și mai rău, având în vedere că suntem pe final de sezon. Brighton e în vacanță. Moise, săracu, mai trăgea el speranțe. A condus acolo șunca de vest ostilitățile. N-au se întâmplat mare lucru. Ceva mai bine în a doua repriză. Aici s-au trezit gazdele. Și au mai împins jocul, i-au întors apărarea lui Moise pe toate părțile, până ce au dat și gol. Eu zic că Moise trebuie să se considere norocos, că egalat. Cred că e un egal totuși echitabil. Hai să zicem că prima repriză a aparținut lui West Ham, deși nu foarte convingător. Și în a doua, chiar dacă s-a terminat 1-1, Brighton a fost mai mult la cârma jocului, totuși, a zice felicitări ambelor formații și au respectat blazoanele. N-am văzut un non-combat, n-am văzut vacanță, cum mă așteptam eu cel puțin la Brighton să nu joace deloc. Dacă le ofer fanilor asemenea partide și când nu mai ai mari obiective, înseamnă că meriți respect. Băi, ceea ce am putut să vedem aici a fost blocaj, efectiv blocaj. Noi am vorbit despre meciul cu Everton din etapa trecută, asfixierea lui West Ham. Faptul că miza, faptul că într-adevăr stă aproape de un obiectiv atât de mare cum este Champions League, îi poate face puțin se blocheze. Și am avut și revenirea capitanului Declan Rice. West Ham a apărut ceva mai ok, dar atât, a forțat și s-a tot chinuit și a încercat să facă ce poate să facă. Într-un final ar fi trebuit să marcheze, a avut șansele de a marca și n-a reușit. Are și, vedem și aici, la expected goals pe statistica asta, vedem, putea să dea două. În mod normal a avut șanse corecte pentru două goluri, a reușit unul singur în toată povestea asta și dincolo Brighton a construit nici cât de un gol, a reușit să-l și dea.
să dea un gol, că acolo, pe cam acolo a fost pe la un gol pe care merita să-l dea, după cât a creat în meciul ăsta, l-a reușit, după aia a luat încă un gol. La nivel de prestație în repriza a doua, Brighton era echipa care s-a cam dat în spate și West Ham a părut că, într-adevăr, o cuprinde puțin disperarea că meciul ăsta trebuie câștigat. Nu poți să ieși cu egalul din el, că te-ai terminat. Ori e victorie, ori o pierdem, tot aia e. West Ham a simțit chestia asta și a început să preseze puțin. Dar, mă rog, mi s-a părut că e puțin, șuturile pe poartă sunt 2-3 și noi am mai vorbit de chestia asta, că Brighton este una din echipele care nu-ți dă multe șanse clare de a marca. Adică te cam înghesuie, te cam face tactic să simți frustrare. Și West Ham s-a blocat puțin acolo, a fost o echipă care a părut mereu superioară, mereu mai bună, cu atitudine mai bună, sigur cu o situație mai bună în clasament, dar cam atât, părea că atacă din inerția clasamentului, nu din calitatea jucătorilor. Și, dacă e să vorbim și de individualități, Lingard pare că a redevenit Lingard pe care îl știam noi. Pare că, într-adevăr, am vorbit noi de faptul că este mai retras de când a revenit Michael Antonio. Bă, dar el a jucat și cu Michael Antonio în teren și a făcut treabă mai bună. Acum încep să-l vezi așa, pe aici, pe acolo, neînțelegând exact totuși unde a dispărut Lingard. Că de prin etapa 32 îl tot așteptăm. Înseamnă că am avut dreptate noi și ori s-a promis deja, bă, gata, te luăm, și s-a lăsat pe tânjală, ori s-a spus, bă, noi am vrea să te luăm, dar uite, s-a discutat și am ajuns la concluzia că nu se poate, că n-avem bani. Dar ăsta este Lingard. Nu picioarele sunt problema la el, că mai știe să dea în beșică, așa, măcar din când în când, ci bă, aici la are o problemă. Vestea cea mai nasoală pentru Naționala Angliei este că a dat Welbeck gol. Și la cum îl știm pe Shitgate, s-ar putea să-l recheme ăsta la Națională. Am văzut că s-a dus pe a fost pe la toate stadioanele, pe la toate meciurile. Da, deci înseamnă să n-aibă omul job, mă? Să aibă prea mult timp liber? Eu tot auzi că... Când n-ai serviciu, tot permiți să te duci la toate meciurile. Că nu-l ia pe Alexander Arnold la Națională. Mi s-ar părea absolut incredibil să nu-l ia pe la Euro. Mamă. Deci, în continuare, circulă zvonul ăsta. Dacă nu e nici pe ăla, cum să nu-l iei, bă? Mă, așa fundaș ofensiv. Dar câți dintre ăștia găsești în campionatul? În fine, ne-am spus părerea despre ăsta. Să nu vă așteptați la mari lucruri. Au valoare, au jucători buni în lot. Este o generație, într-adevăr, cum n-a mai avut Anglia de mult timp. Chiar dacă au mai fost așa câte două, trei, a fost o perioadă în care l-aveau pe Beckham, l-aveau pe Michael Owen, dar nu era chiar tot lotul. Acum apare să fie un lot cu jucători 1 și 1, dar ăsta nu o să știe ce să facă cu ei. Hai să ascultăm pe cei de la West Ham, David Moyes, dar și capitanul Declan Rice revenit în echipă. Do you find yourself reflecting on the brilliant work you've done? It's a record number of Premier League wins in a season. Very likely you'll finish with a record number of points as well. Is it worth reflecting on that journey, or is now not the time? Is now time? The time's not now. The time will probably be after, because look, I'm a winner. I want to win, you know, and the players know that, and I've got them in a different place. Their mentality is terrific in the dressing room. They're disappointed they've not got it tonight, but I've got to say they showed great resilience to come back when it was 1-0 down and stick at it. So they've done a lot of good things. But you feel, and it sounds like you felt already, that the Champions League, the top four's gone. Well, I'm sure it's not mathematically gone, and I don't think it has. But I said on Saturday after we lost Everton, I thought that we'd probably lost that opportunity. And like you said already, however it ends up, it's been a hell of a journey. Yeah, it's been fantastic. I'm not going to be here and be sad and down. I think every West Ham fan watching now, everyone around the world, everyone I speak to is buzzing with how this year's gone. And so am I, to be honest with you. Look, like I said, now we go to West Brom on Wednesday, then we finish off with 10,000 on the last day against Southampton, and there's plenty of exciting times to look forward to. What did you make of Declan Rice's night coming back into the team? I thought he'd done okay. Just okay, though? Just okay for me, yeah. Because I know the standards, what he's got, and I know how good a player he is. Okay. Vezi că se întâmplă ceva acolo cu Moyes și cu Declan Rice.
Pentru că rar se întâmplă ca un manager să nu profite de orice ocazie să-și mai laude starul din echipă sau capitanul sau ceva, știi? Mai ales când e unul din ăsta tânăr pe care simte că trebuie să-l împingă pe cât de mult se poate. Cred că acolo sunt ceva semnale că sunt și oferte pe adresa lui Declan Rice, care ar veni poate vara asta, și poate că și el se gândește că n-ar zice nu dacă ar veni oferta, sau patronii se gândesc că n-ar zice nu. Adică acolo pare că totuși nu e chiar așa liniștită treaba când vezi cât de rezerve are să-l și laude pe Rice. Mi-a plăcut aia cu I'm a winner. You're a winner, you don't say. Dacă tu ești un învingător, pare că Ferguson ce-o mai fi? Sau Klopp acum, sau Guardiola. Da. Imitator. El este un învingător. Da, exact. David Moyes. Da, ea a vrut să fie părintele aspru, dar sever, cu Declan Rice, că el știe ce valoare are băiatul, domne. Și poate mult mai mult, asta e ideea, trebuie să fim. Da, talent, exact. Dacă talent la toți ne-a demonstrat, și exact. De ce să nu oferă mai grozav, mult? Da. Așa. Da. Potter, Gicu da? Grozav, că i-am luat, Gicu grozav. I-am luat pe rând ca să puteți să vedeți și starea de spirit de la West Ham. Vezi că, în primul rând, nu ezită să se și felicite puțin pentru sezonul ăsta, că e o echipă care totuși a riscat în sezoanele trecute să aibă emoții cu retrogradarea. E primul an în care discută de cupe europene, de Champions League, parcă e mai bine, e altceva, altă discuție decât a fost în sezoanele trecute. Și își iau și ei câteva secunde să se felicite, măcar pentru faptul că fanilor, ei în vestiar au alte discuții decât au avut în anii recenți, când sezoanele erau mult mai crunte. E normal, că noi știm că scoțienii ăștia toți sunt foarte modești. Foarte modești. Oamenii cei mai deștepți sunt cei mai modești. David Moyes e cel mai modest. Toți se felicită, în primul rând, pe ei. Singurul care încerca să mai salveze aparențele era Ferguson, care începea prin a felicita echipa, dar termina așa spunând, dacă ascultai atent, printre rânduri se înțelegea, sunt bun, bă, dă-mă dracu. Știi, da, favoritul nostru Conor Moore, sketch-ul lui de acum pentru Top 11 cu Jose Mourinho. When I look in the mirror, genial. I see three things, Jose, I look in the mirror, I see one, very intelligent man. Second, a very good-looking guy, handsome. And third, very humble. Și Jose îi spune, mă, acolo îi spune, only one is true, third one, very humble. Într-adevăr. Da, om, așa, băiat așa modest ca Mourinho mai rar, bă. Exact. Da, foarte bun dialogul. Are simțul umorului. De asta am zis, domne, Jose ar trebui să se mulțumească, ar fi genial pe post de analist comentator, să-l invite ăștia pe la toate emisiunile. Mamă, ar putea să-și facă emisiunea lui. Ar avea un succes nebun. Dar eu cred că ăștia îl plătesc să se ducă să facă și pe managerul în anii ăștia. Numai pentru că crește și mai mult audiența. Adică e deja l-au angajat de analist, dar îi cer să fie și manager în același timp, pentru că este și mai spectaculos, știi? Parcă așa își duce el cariera în momentul de față. Dar altfel se bagă la toate, n-are probleme. El îți face reclamă la detergent, dacă e cazul, la pariuri, la aplicații pe mobil, la ce dorești tu, și n-are nicio problemă să facă și mișto de el însuși. Adică să se ia pe el, pe sine, la mișto, să vorbească de faptul că e humble, că ratează trofee sau că a spus că locul 2 e un trofeu cu Man United sau chestii de genul ăsta. Deci e ok. Eu, oricum, din ce vedem în anii recenți, deja are 3 echipe de la care fanii au zis bine că a plecat. Mă rog, în cazul lui Chelsea, au știut și fanii că l-au lucrat vestiarul, că luase un titlu și în anul următor l-au debarcat. Dar ultimele 2 cluburi, fanii au zis bine că a plecat, este în regulă. Are 2 cluburi la rând în care fanii cumva răsuflă ușurați că pleacă. Să vedem dacă îl bifează și pe al treilea la Roma sau nu. La faza cu Man United, parțial i-am dat dreptate. Într-adevăr, cu lotul ăla să termin pe locul 2, da, era o performanță. Problema a fost ce moștenire ne-a lăsat. La Tottenham rezultatele au fost mai proaste, dar moștenirea nu-i chiar așa de... Uite, Højbjerg ăsta totuși face treabă, dar noi ne-am ales cu Lindelof, cu Pogbău, și nu mai scăpăm cu Fred și nu mai scăpăm de ei, cu Prafici. Alexis Sanchez care a trebuit să scăpați. Nu mai zic, Alexis Sanchez. Să-l plătești numai să scapi de el. Exact, moștenirea a fost problema și starea de spirit acolo, acolo au fost bubele.
Altfel cu Chelsea, da, a făcut treabă, hai că l-a lucrat vestiarul, aici însă la Tottenham s-a făcut de râs. Hai, pare rău. Da, îi mulțumim. Probabil că a fost un ultim serviciu făcut fanilor Chelsea. Asta ce a făcut. Munca de la United și Tottenham a fost ultimul omagiu. Da, adică se spune. Toți fanii Chelsea ar trebui să-l respecte pentru munca pe care a făcut-o la United și la Tottenham. Păi o să spună. El stare. Să mă respecte și mai mult fanii Chelsea, bă. Că uite ce am făcut din Tottenham. Graham Potter, să vedem cum analizează și el finalul de sezon, că de asta am luat separat ca să vedem perspectiva diferită a celor doi manageri. Graham, how did you see it? Good game, competitive game. Disappointed because we score late and then to concede, but overall I think can't complain too much with the draw. Boys gave everything. It was a tough game. Did you have to adjust at half time? Would you concede they'd had the better, certainly, of the second half of the first half? Yeah, I thought so. I thought they had created more danger first half, and we had too long out of possession and too long defending. So we adjusted a little bit at half time, and I think we improved. I think the second half we were better. Probably the better side on the second half, maybe. So in the end, yeah, good from the players. They responded. Playing against a team that's in a good moment, they've had a good season, so tough game, but no, happy with a good point for us. Disappointing not to get three, but I think a point's a fair. How do you take it forward? Next season's your fifth in a row at this level, longest ever run in the top division. How do you make those next steps that you don't seem too far away from? No, but it's a simple question, but that's the hard bit. We need to improve everything. You can see from the league table, in terms of the points we've got, in terms of the amount of draws we've had, in terms of the goal difference, we're not far away, but at the same time we're aware that we have to improve that. So we'll reflect, we'll take a break when everything's finished, and then we'll analyse what we need to do to get better. Is it as simple as saying you had another goal scorer or two? I mean, Danny Welbeck's on a terrific run at the moment, but you add maybe just one player and that could be a game changer. Well, it's a simple solution, and it sounds easy. The questions are easy. But I think as a team we've got a lot to be excited about. There's young players there. We've made some decisions that have given young players some opportunities. So Rob Sanchez, Stephen Alzati tonight, Ben White, he's Rasuma. They'll get better and better. So we're optimistic. We're confident, but we also know that we have to do some work as well. Mai doar câteva mențiuni pentru domnul Potter. El îi pomenește pe Ben White și pe Yves Bissouma legat de faptul că vor deveni tot mai buni, tot mai buni. Dar mai trebuie să adăugăm la alte cluburi, foarte probabil. Exact. Ai văzut, până la urmă, asta e presa din Anglia, sunt obsedați de jucătorilor. Până la urmă tot ea strecurată la și numele lui Welbeck. Doar laudă ăsta, după care el să zică, credeți că ar putea să se întoarcă la națională? Asta vrea. Probabil. Reporterul, dar n-a ținut. Așa că asta este povestea meciului. Am avut un Brighton-West Ham care încheie oarecum șansele la top 4, orice discuție despre Champions League pentru West Ham. A fost un vis frumos, un vis mare. Acum mai rămâne pentru West Ham doar chestia asta de bragging rights, cum îi spun englezii, adică drepturi de a te da mare. Ei caută să termine peste Arsenal, peste Tottenham, pentru ei ar fi un sezon în care s-ar mândri cu faptul că termină mai sus. Și înțeleg, spun, pentru că și fanii Tottenham au sărbătorit primele sezoane în care au reușit să termine peste Arsenal după ani și ani de zile, dar și de cealaltă parte, fanii Arsenal mereu scoteau ochii fanilor rivali pentru faptul că, aibă, nici anul ăsta nu trece peste noi. Deci astea sunt lucruri cu care bazele de fani jonglează pentru a cataloga oarecum sezonul, că a fost bine. Iar West Ham, sigur că n-are ce vorbi despre un sezon care să nu fi fost bine la ce vedem că au făcut până acum. Și avem cele patru meciuri de duminică, Andy, care au început cu un thriller, într-adevăr, genul programului. Polițist, thriller, horror, dramă, mystery, nu știu, ceva horror. Cum să fie, băi? A dat drumul la fotbal și Hodgson. Ce-am zis? Că ăștia toți încep să fie posedați, să iasă din propria persoană, să înceapă să joace fotbal. A jucat fotbal Steve Bruce, a jucat fotbal Hodgson.
Bă, totuși, lucrurile scapă de sub control când vine finalul de sezon. Bă, pentru mine a fost horror să-l văd pe Hodorogson câștigând. Adevărul e că cu greu poți găsi două personaje mai antipatice decât Hodorogson și Smith. Nu e niciun Grilic, domnișoară, ăsta. Dacă mai aduce aminte de Adrian Vasilescu de la BNR, care... Băi, ce părere aveți despre rata inflației? Nu e nicio inflație, domnișoară. Păi guvernatorul Sărescu a zis dimineața că este. A, păi este, cum să nu fie. Așa și cu ăsta. Cu este, ba e Grilic, ba nu e Grilic. Da, meciul a fost totuși ok. Bravo celor din teren, s-a pus osul la bătaie, am avut și goluri și ocazie și gafe și răsturnări de situație. Am pot să zic că n-am meritat. Crystal Palace, victoria. Mai puțin Benteche. Asta devine îngrijorător faptul că o bagă Nație. Asta e semn rău, așa, nu știu. Eu când îl văd pe ăla, parcă văd piața rea. Eu speram ca Premier League să scape de Benteche vara asta, de-aia mă îngrijorează un pic. Să-l vedem prin Belgia, prin, nu știu, pe cine l-o lua. Villa are în momentul de față, după părerea mea, o rușine de lot. Nu numai o rușine de manager. Au dreptate ea să-i pună tutore la echipă. E totuși o diferență jenantă de nivel între Martinez și Grilic, da, dăm două exemple pe de o parte și luazele din echipă pe de altă parte. Sigur că n-are nimeni numai genii în echipă. Poți avea oameni foarte buni și mediocri, cum ne-a obișnuit chiar Ferguson. Dar la Villa, nu știu, prăpastia asta între jucători e cam mare, între ăia cu adevărat buni și ceilalți care sunt foarte slabi. Și aici, Tuarșus, Dean Smith, cred că ar trebui să răspundă. Bine că știe să joace vațe ascunselea cu presa, cu fanii și cu jucătorii FPL. Am impresia că nu știe să evalueze corect potențialul jucătorilor. Asta cred că e problema lui. În orice caz, dacă te uiți pe statisticile astea, Andy, și vezi 11 la 13 șuturi, cum adică 11 la 13? Cum adică 8 șuturi pe poartă? Crystal Palace, 8 la 5. Incredibil. Da, și că merita să dea două goluri, a dat 3. Dincolo, și Aston Villa s-a autodepășit, nu trebuia să dea neapărat două, dar a reușit prin execuții bune să dea chiar două. Posesia de partea lui Aston Villa, dar mă rog, într-un match tur care a fost 3-0 pentru Aston Villa, echipele care sunt acolo sub locul 10, dar în zona liniștită a clasamentului, zona reghe, uite ce a fost acolo. McGinn, Benteke, El Ghazi, Zaha, Aston Villa a fost mereu peste ei. Și Aston Villa, dacă te uiți, doar după pauză poți să vezi într-adevăr reacția lui Crystal Palace, când reși când a dat golul. Nu părea că e o echipă care atât de mult sare, pentru că luase, a reușit să dea și repede a luat din nou. Adică n-a câștigat foarte mult pentru că n-a reușit să țină nici măcar egalitatea la 1 pe care a obținut-o prin Benteke. Și în condițiile astea, noi începem să vedem o creștere a nivelului de joc doar după pauză. Ia uite acolo cum începe să urce și să strângă la Aston Villa chiar înainte să dea gol. Dintre distanța aia care era la pauză, minutul 40-45, ia uite acolo, până când te duci înainte ca Zaha să dea golul, deja este mult mai strânsă distanța dintre ele. Ăla este nivelul de joc crescut al lui Crystal Palace. De felicitat, Wilfried Zaha, sigur, a arătat cea mai bună calitate în meci, dar Tyrek Mitchell este omul care a dat golul câștigător, este un om care a dat și pasă de gol și a fost unul dintre eroii acestui meci. Primului gol pentru Crystal Palace. Și o să-l vezi în interviu de după meci. Foarte mult l-a lăudat Hodgson, un tânăr, o raritate totuși. Trebuie să-l laude tinerii pentru că are foarte puțini, nu? Exact, să nu sară în ochi media de vârsta echipei, da, care e apropiată de vârsta lui, da. Deci, asta a fost povestea unui meci în care, cel puțin după pauză, a apărut foarte bine Crystal Palace. Știi ce e surprinzător? Faptul că a intrat Grealish totuși din minutul 60 și nicio influență pe jocul lui Aston Villa. Adică a intrat la momentul în care Aston Villa conducea cu 2-1 și ai fi zis ok, acum intră și Grealish și se rezolvă meciul. Culmea, tot Crystal Palace a continuat, tot ei au fost superiori și chiar au reușit să dea și cele două goluri cu care să câștige meciul. Da, e surprinzător că au scris atât de mult ăștia lui Hodorogson. Nu știu cum să spun că a fost noroc. Da, într-adevăr, în a doua repriză au fost peste adversar. Încă o dată rușine pentru Villa după succesul ăla epocal. Sigur că a fost un accident fericit pentru ei. Cu Liverpool să ajungi să te bată cu Hodorogson în halul ăsta. Chiar că e
Asta, asta spune multe despre calitatea managementului. Când rămâi fără obiectiv, când îți dai seama că nu mai e pentru ce să joci, lucrurile se complică foarte mult. Să ascultăm vorbind după meci pe cei doi manageri. Dean, to have led twice in this game and lost it, what do you put it down to? Lack of concentration, I think. I mean, I was really, really pleased at half time. I thought we played some really good football and looked a really good football team, and probably could have and should have come in probably more ahead than just the one goal. Second half, I thought they were the better team. As much as we were the first half, I thought they were second half. Although there was some fortune in both of their goals, you know, a deflection and another deflection that hit their lad's chest, but I can't deny them that they were the better team second half and put us under pressure. So unfortunately for us, over the last month or two, we've had too many indifferent halves of football. We saw some very, very good individual performances, but the man today, really, that the fact got a spontaneous round of applause when he came into the dressing room when I was talking to the players, and I presume Tyrick Mitchell had probably been talking to you or someone else along the row here. The moment he walked into the room, everybody just broke out the spontaneous applause, and something more deserving, I think, than that you have to go a long way to find, because his performance today was quite outstanding in every respect. And to have an assist and a goal to your name in a win against a team of Aston Villa's quality, happy days for him. Just spoken to John McGinn. He felt perhaps you need to be a little more streetwise. He referenced the Burnley result as well. I think it was a similar game where we've played very well, you know, and not taking chances when they come along and allow the opposition. You know, if they score one of their balls when they put it across the box and got on the end of it, then you'd probably be more accepting of that. The fact that it was a little bit of fortune for both goals, but they started the second half better than we did, and that's something we're looking at. Da, păreri? Eu mă aștept tot timpul să adorm în timpul interviului Radu Beligan ăsta. Excuse me, you're saying... Mă aștept să văd o cameră care începe să dea așa la o parte. Așa se duc așa într-o rână. E camera, nu Vodoroxon. Da, incredibil, bă, nu mai scăpăm. Nu mai scăpăm de ăsta. Bă, scăpăm, poate vara asta scăpăm. Nu știu. Riscul e să scăpăm și de Crystal Palace din Premier League dacă ăsta pleacă. Acum noi tot am mai făcut mișto și am mai zis, dar ăsta cum necum a ținut echipa în Premier League an de an. Eu știu, în momentul în care pleacă e un moment periculos. Poate să o ia în orice direcție. Și cât s-o mai ții așa să băltești așa între două ape? Poate vor și fanii aia să vadă că măcar un sezon ți-asumi și tu niște riscuri, investești niște bani, iei niște jucători mai buni. Mă, dar nu. Au un patron american, au și un patron englez, dar patronajul majoritar este acum american. Tu când întrebi cât s-o mai țin așa, americanul îți răspunde doar cât dau și eu fuga până la bancomat și înapoi. Cam atât. Așa, da, că lor le convine, așa este. Păi da, să mai purcă un sezon de Premier League. Păi nu? Cam asta. Lasă, e bine. Da, pentru ei, o fi bine și pentru fani. Mă gândesc că mulți ori fi mulțumiți, da, bă, că stăm în Premier League, noi fiind cei mai săraci din Londra, dar totuși și-a zis un pic de ambiție. În fine. Da, asta a fost povestea meciului, unde, da, într-adevăr, prima repriză Aston Villa a jucat foarte bine, repriza a doua a fost Crystal Palace și norocul lor a fost că ei au reușit să dea două. Când au jucat bine, au dat două, plus golul ăla din prima repriză, contrar cursului jocului mai mult, dar până la final s-a făcut 3-2 pentru Crystal Palace. Ajungem la Tottenham cu Wolves, unde am văzut, uite că se poate, da. Să joci, să nu te retragi, să ții controlul meciului și să poți să câștigi până la final. Să nu te temi că trebuie să aperi un 1-0, să nu te temi că o să iei gol la 2-0, ci chiar să joci. Și adevărul e că aici, dacă mai calculezi 3 șuturi trimise în bară, 2 de Kane, 1 de Dele Alli, ai putea spune că a scăpat cu bine Wolves din meci doar cu 2-0. Da, cea mai clară victoria etapei de departe, scorul trebuia să fie 6-7-0. Pe cum? A avut noroc, a ținut Hristos cu Sfântul, nu, asta a fost mai clar. Aia au jucat singuri. A avut noroc Sfântul Duh că a plecat totuși pe picioare de la meciul ăsta. Începem să ne obișnuim cu noua Tottenham. E o echipă care atacă în permanență, cum ar fi trebuit să o facă și,
și în restul sezonului dacă ar fi vrut Mourinho. S-a putut și cu Mourinho când a vrut Mourinho. Fiecare meci de tipul ăsta reprezintă o bine meritată palmă pe obrazul gros al lui José. Acum sperăm că Levi nu își va bate joc și în grabă va aduce iar un om nepotrivit. Oricum, ți-am zis și mai devreme, trebuie să remarcăm totuși că n-a lăsat petele pe care le-a lăsat în lotul lui Manchester United. Højbjerg a făcut un meci foarte mișto și nu e singurul meci care joacă bine. Acum totul depinde de cartea pe care o scoate domnul Levy din mânecă, dacă e câștigătoare sau nu. Dacă rămâne Harry Kane cu lotul ăsta, uite că se vede, s-a văzut și în meciul cu Wolves, că în campionatul următor poate fi o echipă care să se bată cu șanse reale la titlu. Poate mai trebuie 2-3 jucători pe acolo de adus în vară, n-a numai brânză. Nu e chiar așa, nu e un lot cu găuri mari, cum se întâmplă pe la alții, dar ai cu cine să te bați. Dacă nu erau ratările alea, pleca Sfântul Duh pe trei cărări, săracul. Te încheia cariera în Premier League în genunchi. Păi e suficient să ne uităm la statistica asta de expected goals, să vezi că spre 4 goluri trebuia să dea Tottenham până la final, 3-72, calitatea șanselor create. Un singur gol merita și Wolves a reușit să muncească puțin. Nu e echipă care termină cu nota 3-4, e echipă care merge acolo între 5 puțin. Au încercat să iasă, dar au avut slabi oameni la finalizare. Spre Fabio Silva, atât mai Dumnezeule, a judecat atât de multe faze prost Fabio Silva în față, încât te întrebi totuși la 38 de milioane cât timp îi va trebui acestui fotbalist să deprindă experiență, să înceapă să joace. Și atunci cât costă un jucător gata format, dacă unul din ăsta costă 38, pe care mai trebuie să-l școlești vreo 2 ani până când se înceapă să joace. Mă rog, Wolves știe ce a făcut, care este investiția. Poate peste 3 ani o să vorbim și noi de un mare fotbalist, Fabio Silva, dar deocamdată i-a scos părul din cap și o să vedeți că puțin a mai rămas la Nuno Espirito Santo. 22 de șuturi trimise de Tottenham, 10 de Wolves, ceea ce înseamnă, da, într-adevăr, meci spectaculos. Vedeți că în prima repriză Tottenham nu a forțat foarte mult. A mers braț la braț cu Wolves, ăia se apărau, ăștia construiau, dar nu era ceva decisiv ce vedeam că se întâmplă pe teren. Era doar așa, mai mult o măcinare în gol și ziceam, ok, deci Tottenham înseamnă că are încredere că golul vine, oricum. Dar nu se aruncă inconștient așa, da? Am avut un șut în bar acolo în primele 10 minute, acolo s-a simțit puțin că se dereglează termometru în startul partidei când a tras Kane din afara careului în bară, dar în rest a fost destul de multă liniște până înainte de pauză, când a început să accelereze puțin Tottenham și să reușească să dea și golul dinainte de pauză cu Harry Kane. Lucrurile bune pe care le-am văzut au venit în repriza a doua, atunci când într-adevăr echipa. Dacă ne uităm acolo pe acest grafic, vedeți, în tur 1-1, eu țin minte foarte bine meciul ăla. Țin minte disperarea pe care o simțeam, exasperarea pe care o simțeam că apărăm un 0-1, adică apărăm un 1-0, că asta era, scorul era pentru noi, și mă întrebam de ce facem asta. Ce naiba așteptăm? Ce speranță avem că într-adevăr ne va ieși până la capăt, că putem să ținem asta? N-am reușit. Am luat gol, s-a terminat 1-1 și n-a mai fost cazul aici, pentru că după pauză echipa a atacat și a creat ocazii, a început să trosnească. Primele 15 minute după pauză a fost un spectacol, pur și simplu ofensiv. Și după aia a venit și golul 2, minutul 62, și lucrurile s-au liniștit definitiv. Au venit alte ocazii, tot n-am jucat, într-adevăr. Nu este un meci definitoriu, pentru că este un meci când te întâlnești cu o echipă care își așteaptă doar sezonul următor, și pentru noi este o echipă care, ce să zic, se luptă pentru ce mai poate să obțină, să lase o impresie bună pe final de sezon, dar marile obiective s-au dus toate. Și atunci e doar pentru atmosfera de feel good din lot, dintre jucători, să se simtă bine unii cu alții, să se simtă bine împreună și să poată să construiască de aici ceva pentru anul viitor. Exact. Lui Fabio Silva, ca să ajungă mare sculă, cred că îi mai trebuie, ne trebuie nouă să terminăm porțiunea Câmpina Comarnic, 20 de kilometri, 30 de ani. Da, te face să te întrebi dacă Tottenham, dacă la Tottenham va veni și un manager adevărat, unul căruia să-i placă jocul ofensiv, jocul, cum spune Neimi,
jocul, să ne facem jocul nostru. Dacă ar mai veni unul de ăsta, să știe să și motiveze fiecare jucător în parte, să vină și cu ceva idei fresh, cum să mai desfacem apărările echipei adverse, cu ceva experiență în alt campionat, poate să fie bună și aia, indiferent de unde vii, mai puțin de Liga 1, sigur, de la noi. Atunci, cine știe ce o să vedem în sezonul următor. Totul depinde de domnul Levi. Da, este un moment de decizie importantă. Depinde ce alegi, pe cine aduci, cum ții grupul ăsta împreună, să rămână Harry Kane, eventual să vedem Bale, dă semne tot mai mari că s-ar întoarce, că ar vrea să joace tot aici, că n-are de, ar fi și nu neapărat e tentat să stea un an pe bancă la Real Madrid. Agentul lui vorbește despre Real Madrid ca și cum, păi, depinde de mai mulți factori, adică și Real Madrid trebuie să mai lase și să n-aibă pretenții foarte mari, ci să se înțeleagă oarecum la o sumă care să fie benefică și pentru Real, să nu mai plătească tot ce are de plătit un an, pentru că altfel îi spune și agentul, bă, dacă faceți nazuri, vine și stă pe bancă un an și îl plătiți full. Dacă e, asta este. Dacă într-adevăr n-o să fiți flexibili, asta o să se întâmple. O să meargă la Real Madrid și o să stea un an. Dar Real, la cum se prezintă situația economică, pe partea economică în momentul de față, da, ai zice că ar accepta variante de cost saving cât de mult se poate, doar să nu mai trebuiască să ducă tot salariul pe ultimul an al lui Bale. Ar trebui, ăsta e un moment bun, dacă agentul lui Bale, vă sper că nu-i tot Raiola. No, sau Mendes, doi scurgeri, aia s-a interesat numai de comisioane. Nu, e un britanic. Perfect, e un moment bun acum să forțez chestia asta, că Florcea Perez chiar are nevoie să facă niște economii. Dacă Bale vrea să rămână la Tottenham, eu cred că se rezolvă situația. Da, să vedem managerul. Aduceți managerul, domne, să-l vedem și noi. Da, așa că să vedem. Acum se poartă discuțiile, acum se poartă negocierile, nu știu, să vedem cât de repede se mișcă, dar într-o săptămână e gata sezonul și în continuare nu s-a făcut niciun anunț. Ce să zic? E important pentru lot, eu așa zic, că ar trebui să știe ei, să știe cum, să nu apară șoaptele alea pe la colțuri, negocieri pe la colțuri, hai să ne gândim că poate îmi face cu ochii o altă echipă. E important să vină cineva care să transmită niște semnale lotului, vezi că tu, am planuri mari, vezi că așa, să înceapă să spună, vezi că nu cumva să-l pierd pe ăla și până l-ai pus, de fapt aia să fie gata pierduți sau ceva de genul. Să vedem. Pe mine în orice caz, mă interesează să rămână Pamela, în orice caz, că e între jucătorii mei preferați Pamela. Da, vreau să văd că rămâne la Tottenham, că oricum nu l-a adus Mourinho, așa că ar trebui să rămână. Să-i ascultăm și pe manager vorbind. Mason, sigur, interimar, dar și Nuno. Îți dai seama cam ce stare de spirit putea să aibă Nuno, să-l vezi cu ce, cu ce patos vorbește la finalul meciului. A world to break them down in the end. How do you see that performance? Excellent. I thought we created lots of chances. I think the scoreline was probably quite flattering towards them, towards the end. Created big chances, big moments. Our keeper pulled off a couple of good saves. I think we hit the post three times. We controlled the game in the second half, so really, really pleased. Tell us about the first goal, because the ball in from Højbjerg was brilliant. The finish was great. It was an excellent, excellent moment. Yeah, that's the way we want to play. We want to threaten in behind. We want to have control, but we also need to be a threat. So it was a moment of real quality. I think in my last three Premier League games, I've had three goals disallowed by VAR. So there was that worry that they chalked that one off. But no, listen, it was a great goal and a great performance in the group. Tell us about the timing of the first goal, because before that, it was very difficult for them to break you down. Yes. It was almost the end of the first half. And we are totally disorganized. We were open, and we allowed the frontal middle pass that break all the lines. So disappointed on that aspect. It requires organization and discipline, and we didn't have it in that moment. It seemed as well like in the second half you got a reaction. Was it the changes or something else? It was the reaction, the character that we require to chase a result. And we had good situations offensively, very good situations, good combinations, but you look at the end and we didn't test Lloris, we didn't put the ball inside of the goal even to try it, so terrible finishing. A couple of chances that when you remark on the finishing, Silva came really close. How close was it from where you were standing? Yeah, it was close, but that's what I'm telling you, poor finishing.
half chances. Băi, acum da, nu vreau respect. Să vorbesc așa, dar Nuno Espirito Santo arată tot mai mult ca un om căruia îi dai sandwich-ul tău. Exact. Cam așa ceva. Săracu, bă. Păi ce, serios? Ce-ți mai rămâne când îți merge atât de prost, nu-ți mai rămâne să spui adevăr. Ce să mai întorci, ce să mai... Trebuie să spui adevăr, să fii sincer. Serios, da, bagi mâna în ghiozdanul tău, îl scoți și zici, uite, ține de la mine. Serios, dar nu se mai poate așa. Pare într-adevăr că e tot mai firav și tot mai, nu știu cum așa, slăbit de toată puterea și la fizic. Fiecare interviu. Da, fizic. Pare că s-a și micit, pare că s-a și îngustat și pare că l-a și lăsat puterea de discurs, de tot. Nu, exact. N-arată bine deloc. Și acum nu vorbim neapărat la aspectul fizic. Vorbim pur și simplu așa, la nivel de atitudine, de cum vorbea despre meciuri și, nu știu, zici că e la punctul renunționist, știi? Din asta așa se ducă spre, nu știu, bă, mai lăsați-mă, nu știu, aștept să termine sezonul ăsta și vedem. Vorbim după. Cred că abia așteaptă să ducă la Maritimul Funcheal sau unde, să o duce pe la el pe acasă. Dar și fizic, pe măsură ce trec etapele, din ce în ce mai tras la obraz și din ce în ce mai mari urechile. E săracul, e terminat. Da. Nici barba nu și-o mai gata, e total pierdut. Hai să ajungem, Andy, la subiectul cu adevărat main event al emisiunii noastre. Pe lângă FA Cup am avut povestea asta absolut de scenariu de film. West Brom, Liverpool 1-1 până minutul 95, când o echipă retrogradată matematic era gata să încurce până la final șansele de Champions League ale lui Liverpool, deținătoarea titlului în Premier League și, sigur, o fostă deținătoare Champions League. Până la momentul ăla, când apare portarul Alisson în careu advers și reușește să marcheze un gol cu capul în minutul 95, 2-1 Liverpool câștigă prin golul marcat de portar. Și este o poveste, bineînțeles, cu mai multe substraturi, pentru că aici vorbim și de faptul că în 2021 Alisson, acest portar, își pierde tatăl și participă la înmormântare, este scuzat de club, are mai multe bătăi de cap, duce greu sezonul actual, duce greu anul curent și face o chestie de genul ăsta. Și ai zice că lucrează oarecum soarta să mai vină și momente de bucurie pentru oamenii care sunt greu încercați. Da, viața îți oferă și momente dintre astea de exaltare, mai ales dacă e suficient de puternic și treci peste cele grele. A fost greu pe toate planurile pentru Alisson și în echipă. Și-a pierdut stâlpul apărării, a tot pierdut, are o apărare improvizată în față. Asta pentru un portar e cel mai rău lucru. Senzațional momentul, la final, bă, a făcut toți banii. Oricum merita victoria, pot să zic. Liverpool s-au chinuit, dar a zis că așa e. Acum, la final de sezon, putem să ne așteptăm la meciuri de tipul ăsta. E colosală lovitura aia de cap. Mi-a adus aminte de Schmeichel al nostru, pot să mă abțin să nu-l pomenesc, și ăla a dat tot așa, vreo două pentru noi. A marcat și cu piciorul, dar aia mi se pare că pentru Villa. Și am pus pe Facebook zilele trecute un montaj în care apare Schmeichel senior. Deci, extraordinară sărită Alisson. Bă, mulți atacanți din Premier League ar trebui să învețe cum să lovească Beșica la o fază dintre asta de la Alisson. Perfect. A lovit, a știut cum să întoarcă scurt capul. Dar se vede că n-a fost la nimereală, s-a băgat și el acolo. Omul chiar a vrut să o dea acolo, domnule. Ia uite aici. Au de învățat mulți atacanți de la el. Ți-am adus poza mai aproape să poți să-ți dai seama. Ia uite din ce poziție. Ia uite ce frumos. Uite ce săritură, ce arcuire pentru a putea să dai un astfel de gol. Atacanții n-au atâta elasticitate să poată să se execute în felul ăsta. În primul rând, zice că se rup de bazin, numai pentru faptul că ar trebui să se întoarcă așa, mulți dintre ei. Ar zice alții portarii au, într-adevăr, agilitate suplimentară, lucrează mult la a sări din bară în bară, dar chiar și așa, aici o lovitură de cap, să poți să faci o execuție atât de perfectă. Wow! N-ai nimic ce să chiar adaugi. Perfectă. Chiar perfect, zici că e mai bun decât Cristiano Ronaldo la faza asta. Ăla doar se înalță așa ca prăjina, sare,
foarte mult, că a tot exersat, dar uitați-vă din ce poziție. Bă, perfect, a dat-o exact unde vroia domnul Alisson. A bucurie să ai un portar care îți face și surprize plăcute de genul ăsta. E și un tip simpatic, așa. Plăgea săracul la sfârșitul meciului, îl cred. A merită toate felicitările, toată stima pentru ce a făcut în meciul. Am văzut pe Klopp, nu-i venea să credă, s-a întors prin banc, did he score? Nu rângea cum rângește Klopp cu toată gura. In this moment, for sure. Ideea este că te temi să nu cumva să se anuleze pentru ceva. Încă te arunci o privire în stânga, în dreapta. Bă, nu e vreun pericol să-l anuleze cineva, nu e gol pe bune. Exact. Dar când e vorba de portar, corner, cap și gol, nu prea mai e ce să te gândești. Deși, vorbind despre West Brom, o să discutăm noi că i-au avut cap, gol, dar dacă te trezești că un jucător stă în calea portarului, te trezești că este și un gol anulat. Nu, dar imagini de genul ăsta, ceea ce noi vedem aici. Adică o bucurie de genul ăsta, Alisson cu colegii lui. Eu știu, momente de genul ăsta, momente în care o să le ascultăm, pentru că am luat, sigur, și partea de comentariu de după meci, interviul pe care l-a dat, și înțelegem și din imaginea asta ce mult a însemnat pentru el. Și am spus-o, sigur, și după meci. Povestea acestui gol și acestui meci, câștigarea partidei, este povestea scurtă spusă de el după meci. Bravo, bă. Tatăl meu, aș fi vrut să îl vadă. Aș fi vrut să vadă golul ăsta. Da, astea sunt adevărate. Pentru asta iubim fotbalul. Cei care îl iubim. Astea sunt adevăratele povești. Cele mai mișto povești ale fotbalului. Faze de tipul ăsta. Povești cum este cea a lui Alisson, cu toată tristețea. Uite, un om care a învins până la urmă destinul potrivnic într-o anumită perioadă a vieții lui. A ieșit cu bine și a avut un moment fantastic. De asta iubim fotbalul. Într-adevăr, simți și tu din exaltarea aia, chiar că nu ești fanul echipei respective, îți transmite și ție starea aia de bine, să vezi ceva atât de spectaculos, când te așteptai mai puțin în ultima secundă, și pe aia să vezi și povestea omului respectiv. Astea sunt poveștile fotbalului, au făcut din acest sport cel mai iubit de pe planetă. Nu tacticile, nu știu ce fițe și alte potlogării de tipul ăsta, acum încearcă analiștii din România să zvâre pe gât. Nu, ăsta este fotbalul adevărat, fraților. Da, ăsta e momentul, ăsta e, momente de genul ăsta te fac să simți că într-adevăr fotbalul e cartea pe care nu poți să o lași din mână. Că într-adevăr până în ultima secundă trebuie să stai să vezi povestea până la capăt. Nu s-a terminat, mai sunt câteva secunde, încă se mai joacă, încă se mai poate întâmpla ceva. Portarul poate să vină în careu să dea gol. Și noi spunem toate lucrurile astea din perspectiva unor oameni care n-au o afiliere cu Liverpool. Nu suntem fan Liverpool, nu suntem susținători ai lor, ba chiar de multe ori am fost în tabere adverse sau ne-am încurcat la obiective unii pe alții. În cazul tău este cunoscut duelul dintre United și Liverpool. În cazul meu vorbim de o finală Champions League jucată acum două sezoane. Deci nu e vorba de vreo simpatie spre Liverpool. Vorbim despre povestea omului, vorbim despre momentul din fotbal și vorbim despre semnificația acestui moment din spatele marcării unui gol. Este absolut senzațional și imagini de genul ăsta noi ne bucurăm să putem să le arătăm indiferent de afiliere. Pentru că uitați-vă și voi ce priviri, ce vedem în astfel de imagini. Ce mișto! Uitați-vă cât starea aia, ce stare le transmite și celorlalți jucători. Uitați-vă absolut la Salah. Un tip altfel destul de blazat, pentru că a și realizat foarte multe în carieră. Pentru fotbalist egiptean este cel mai mare fotbalist egiptean din toate timpurile. Clar. Dar uitați-vă ce bucurie a reușit să-i transmită, să bucură și ăsta ca un copil. Fantastic, fantastic. Ce să fantastic zici? Din momentul ăsta, cum să nu-l iubești pe Alisson? Cum să nu-ți placă momentul ăsta? Da. Și mai spunem încă o dată, o să vă dăm interviu ca să puteți să înțelegeți semnificația acestui gest, să puteți să înțelegeți cum vorbește și el despre tatăl lui, despre momentul pe care l-a avut de dus la echipă și cum a ajuns aici să apară acest afiș, Goal Alisson, primul portar care marchează un gol pentru Liverpool în istoria clubului. Și în rest mai avem, am luat o statistică, Andy, să poți să vezi cine a marcat goluri dintre portari în era Premier League. Ia uite aici, ăștia sunt oamenii. Auto. Vorbim despre 6 goluri marcate
în era Premier League de către portari, da, și uite, o singură dată ăla cu Villa, da. O singură dată un portar a marcat un gol într-un meci în care echipa lui a și câștigat. Fusese Paul Robinson până la meciul ăsta câștigat prin golul lui Alisson. În rest, toate au fost în meciuri în care echipa nu câștiga. Schmeichel, Aston Villa cu Everton, Brad Friedel, Blackburn cu Charlton, astea au fost meciuri pierdute de echipa respectivă, chiar dacă portarul reușea să marcheze. Tim Howard, Everton cu Bolton, Asmir Begovic, într-un egal, a dat golul cu care s-a scos egalul, Stoke cu Southampton, și în fine, acum avem golul lui Alisson, Liverpool cu West Brom. Dar este primul gol marcat cu capul de un portar. Da, mai dat, dar lipsește în statistică. Știu sigur că a mai dat și Michael un gol pentru noi cu capul. E posibil să se fie anulat golul. Probabil că nu a fost în Premier League. Exact. Poate că n-a fost într-un meci de campionat. Da. De asta nu apare în statistică. Da, da, nu mai știu exact că a fost meci de campionat, de cupă. Este istoria Premier League. Da, înseamnă trebuie să fie un meci din etapă de campionat. Și ăștia sunt oamenii care au marcat posibil, în etapa de campionat. Da, ce nume acolo? Brad Friedel, da, și ăsta mare. Paul Robinson, Tim Howard. Aia și Begovic. Bă, dar parcă toți să putem țăcăniți pe lista asta, știi? Ai destul de mulți țăcăniți pe lista. Că, în primul rând, să fii portar. Trebuie să fii și țăcănit. Absolut. Am mai spus eu, nu? Într-un sport în care toată lumea trage la poartă, tu ești ăla care a ales să fie pe postul ăla care le primește. Deci tot să tragă spre tine. 10 oameni au ales să joace un sport pentru a trage, tu ești singurul care a ales să joace pe unicul post spre care vin toate ghiulelele. E, clar că nu ești cu toate țiglele pe casă, nu? Clar ești cocu. Păi, sigur că da. De asta ne-și plac portarii când mai reușesc așa ceva. Ce ales n-a intrat în istorie? Gata. Poate să facă orice acum, îi se iartă. De astea sunt poveștile fotbalului. De la agonia aia cu... Cum îl chemam pe neamțul ăla, că am uitat. În finala Champions League, aia pierdută de Liverpool. Oliver Kahn? Ăla sau cine? Karius. Ăsta, Karius, așa, de la gafa lui Karius. Uite unde te duce fotbalul până la urmă. Da, viața te răsplătește în cele din urmă. Totul e să fii puternic, să treci peste momentele nasoale. Am crezut că te referi la felul în care United a câștigat finala și ce a pățit, cum se simțea portarul lui adversarului când iei așa două goluri pe final. Da, acolo nu se poate imputa lui Oli chestia. A fost și inspirația lui Ferguson cu Teddy Sheringham și cu Solskjaer de final de partidă, dar n-a fost, nu se poate imputa portarului. Aia oricum se întâmplă odată la 100 de ani să mă începe taie Bayern München halul ăsta în ultimul minut de joc. O să împărțim meciul ăsta din nou pe câteva secvențe, pentru că înainte să se dispute meciul, discuția a fost despre altceva. Înainte să înceapă partida, discuția a fost despre ce se întâmplă între Jurgen Klopp și Sadio Mane. Și atunci o să pornim de acolo, despre care era atmosfera înainte de startul meciului, pentru că s-a accidentat Diogo Jota și formula de start era cu Mane, Salah, Firmino, obișnuiții din atac, fără Jota, spunându-ne Klopp că este gata sezonul. Mă rog, când spui gata sezonul în momentul ăsta, înseamnă nu se întoarce într-o săptămână, că atâta mai ține sezonul, da? Da. Și atunci am avut aceeași formulă și o să apucăm să vă arătăm gestul lui Mane, pentru care a început discuția, după aia ce a spus Klopp după acest gest în conferința de presă și în final, ce a spus înainte de acest meci, după ce l-a titularizat, în ciuda momentului care s-a petrecut. Ia să vedem. Good. Smiles all round, apart from Sadio Mane on the final whistle, who didn't look too happy with you. Is there a problem there? No, there's no problem. Yesterday I made a late decision in training to decide for Diogo. And so the boys are used to that. I explain things usually, but there was actually no time for that. And that's all. It's all fine. I know you're going to make out with Sadio Mane that he was showing a great deal of disrespect to person who ultimately is his boss. If I did that to my boss, I'd be in big trouble, Jürgen. Yeah. Sorry for you. The thing is, I'm the person. So, if somebody shows me 5 million times respect and one time not, what is then more important?
The world is in a situation where you then make this one time bigger than necessary. That's unfortunately the case. And I hope for you that your boss will not forget, if you one time don't show him respect, that he then not forgets all the other stuff. Even when I speak now about that already, I can see the headlines which you are making of it, out of you. Mm-hmm. But that's not the case. I'm completely relaxed about that. If you would have seen me as a player, what I all did, out of emotion, it was insane. And I'm a completely normal guy. So it's in any way happened to me. So it, nothing else. We will talk about it, and then it will be sorted. That's all. Sadio Mane, who of course comes back into it, you said it wasn't a big deal. You said a line would be drawn under it. Has it been? Yeah. We spoke and he apologised. That's clear and that's it. Okay. Okay. Da? Deci e ok. O singură mențiune. Sigur da. Că Klopp a făcut un scut protector acolo în jurul lui Sadio Mane să nu degenereze discuția și chiar a început să dea exemple legat de situația în care, domnule, să nu exagerăm foarte mult, să nu insistăm foarte mult pe subiect, da? Că a dat exemplu ăla. Cum a spus că de 5 milioane de ori îți arată respect și o singură dată nu îți arată da. Respect? Și atunci ce faci? Contează numai o singură dată și nu contează că de 5 milioane de ori ți-a arătat respect? Aș adăuga aici, da mă, dar aia când a fost o dată este cea mai recentă. Sunt 5 milioane mm-hmm. înainte și în cea mai recentă da. Întâlnire dintre voi a fost acea chestie. Ca să se regleze, trebuie ca încă de 5 milioane de ori, de azi încolo, să arate respect. Doar așa se poate regla. Că dacă după prima oară și a doua oară se întâmplă fără respect, deja lucrurile scapă de sub control, da? Deci, cumva, este și nu este corectă teoria, pentru că nu înseamnă 5.000 la 1, înseamnă 5.000, după aia 1 și ce se întâmplă după asta 1. Așa se separă corect. Exact. Adică să vedem la următoarea decizie, în caz că rămâne Mane în lot, în viitoarea ediție, când va decide Klopp, iarăși din motive absolut obiective, că aici nu vorbim despre toanele unui antrenor, avea dreptate să lase pe bancă pe Mane, să vedem dacă va reacționa cum trebuie. Eu sunt de acord că în trecut el, băiat modest, avea o imagine foarte bună, a fi fost modest și la capitolul comportament la antrenamente, dar ce a făcut el este foarte, foarte, foarte urât. Dar noi știm, Klopp este managerul tip cloșcă, ăsta e norocul multor jucători de la Liverpool, pentru că el, în general, îi apără pe toți cu... Știi ce se întâmplă? Să spună mami. Klopp nu-și mai permite crize, mă. Are prea multe medicale ca să-și mai permită încă o criză de lot, știi? Are atât de multe probleme medicale încât tot ce îi mai lipsește este să mai aibă și probleme de personalitate între jucătorii care sunt medical disponibili. Nu, bă, ăștia care atâția cât sunt disponibili, trebuie să joc cu voi. Voi nu înțelegeți. Orice probleme avem, discutăm după ce se termină sezonul. Mai avem o săptămână, da? Și le reglăm după aia. Dar nu cred că are acum timp și nici momente să poată să facă luări de poziție față de jucătorii din lot sau disciplină sau să înceapă să intre tare în ei. Nu, cred că se bucură că are 11 oameni cu care să poată să joace și vreo câteva rezerve să mai schimbe jocul, dacă e posibil. Întrebarea care ar trebui să se pună este: a intrat Mane că s-a accidentat Jota sau a intrat pentru că și-a cerut scuze și Klopp a considerat că e mai bine cu Mane? Acum, în meciul ăsta. Nu încercați. Acum voi, voi jurnaliștii, bă, cum căutați voi într-una? Păi ce sunteți voi, procurori, voi ce sunteți voi? Păi și mai e o întrebare. Mai este una. Și-a cerut scuze Mane după ce a auzit că va juca? Sau înainte? Înainte. Păi... Bineînțeles că înainte. Problema cred că este alta. Problema este chiar dacă a jucat Mane și chiar dacă am avut în sfârșit din nou colaborare între Mane și Salah pentru gol, chiar dacă a avut o doză de întâmplare și colaborarea asta, în fine, ideea e că în sfârșit și-au schimbat pase de gol de la unul la altul în ultimele două etape, dar problema este alta dacă te uiți aici. Te întrebi din ce cauză Liverpool a stat atât de strâns cu o echipă retrogradată. Pentru că în primul rând primește gol, sigur, reușește să aibă răspuns, dar după aia se cam sufocă acolo, braț la braț cu adversarul ăsta și numai nu iese ce trebuie să iasă. Sunt 6 șuturi pe poartă, într-adevăr. Sunt mai multe șuturi, este posesie.
Ba da, nu este, nu sunt șansele alea clare. Adică noi vorbim într-un final de două goluri pe care Liverpool merita să le marcheze. Este unul pe care îl dă în minutul 95, dar la nivel de expected goals. Mai vedem un gol anulat lui West Brom în minutul 71, despre care noi o să vorbim, pentru că avem și faza la care avem momentul la care se anulează golul și avem și declarațiile lui Big Sam. Nu o să insistăm asupra lor, dar vi le spunem pe scurt, a fost foarte supărat și a zis că embarrassment este puțin spus. Adică jenant este puțin spus. A fost foarte, foarte supărat la finalul meciului pentru faptul că s-a anulat golul ăla. Deci zici că și-a ratat nu știu ce obiectiv acum. Foarte, foarte acid Big Sam că l-au furat arbitrii și că i-a lăsat arbitrii fără puncte în meciul ăsta. În fine. Da, zici că e echipa lui și el sunt cei mai ofensivi oameni de pe planetă, domne. O echipă care muncește așa de mult să înscrie și nu-i lasă arbitrii. Ei, da, indiferent cum ai luau, cu ceea ce a reușit să producă Liverpool în meciul ăsta, not good enough. Not good enough. În primul rând, mi s-a părut că Liverpool a fost... mi s-a părut că a fost surprinsă Liverpool, că ăștia chiar au venit să joace fotbal în meciul ăsta. Că într-adevăr se bat pentru mingi. Că într-adevăr contează rezultatul pentru ei. Au părut efectiv surprinși că au în față un adversar care mai vrea să joace fotbal, nu unul demolat, distrus de faptul că sunt retrogradați matematic, da? Și asta a fost surpriza startului, când West Brom a jucat și s-a aruncat spre poartă și chiar a reușit să marcheze. A marcat acest burebista al fotbalului englez, Robson Cano, galezul Hal Robson Cano, pe care istoria îl ține minte de pe vremea când unii ar putea spune cu cât vezi mai multe goluri ale lui Robson Cano, cu atât mai mult pierzi HD-ul imaginii tale. Adică are goluri marcate în era dinaintea high definition, mai multe din ele, da? Astea în HD nu prea mai sunt, că nu prea a mai dat în ultimii ani. În rest, Liverpool începe să-și revină și golul lui Salah este unul întâmplător. Se plânge și de asta Big Sam, pentru faptul că ăștia au dat mingea înapoi când arbitru trebuia să repună mingea printr-o minge căzută, da? Nu printr-o lovitură liberă. Că practic ăștia de la West Brom au dat mingea înapoi. Ăsta a pus mingea jos și a bătut lovitură liberă, când de fapt arbitru trebuia să ia mingea, să-i o dăruiască celui de la Liverpool, lui Fabinho, pentru că se băgase în calea lui, știi? Deci și procedural n-a fost corect. Aici are dreptate Big Sam. Bă, da, foarte înverșunat, știi? Adică foarte supărat pentru faptul că nu s-au interpretat corect fazele astea. Și mai apoi, sigur, golul anulat pe care l-a avut în minutul 71. Singurul lucru pe care trebuie să-l menționăm, povestea lui Alisson este senzațională din final, că o să revenim asupra ei, avem și interviul lui, este ceva care n-ai voie să-l ratezi, nu poți să nu-l dai, numai pentru nivelul de inspirație pe care poate să-l da și altora. Adică aș vrea alți fotbaliști să vadă un astfel de discurs și să poată să ofere și ei un discurs de genul ăsta într-o zi în fotbal. Nu neapărat că au dat gol, ci pur și simplu pentru faptul că sunt în fața unei camere și știu să se exprime așa și să transmită emoția aia sinceră pe care a transmis-o Alisson la finalul meciului. Și în rest, tot ceea ce vedem este un Liverpool care nu oferă suficient de mult în fața unui adversar pe care aproape că nu acceptă că îl vede luptându-se atât de mult. Dacă era în fotbalul românesc, ai fi zis, părea că West Brom a primit bani de la cineva să joace așa. Pe când aici era vorba doar de fotbalul englez. Ce scroche Big Sam ăsta. Deci a găsit pretextul acum. Crede el că așa distrage atenția fanilor de la faptul că n-a reușit să salveze echipa de la retrogradare. Nu. Nu păcălești pe nimeni. Că te-a nedreptățit pe tine. Parcă ai fi... Dacă erai Bayern München, domnule, am avut 7 ocazii, pe toate ni le-a anulat varul. 7 goluri, pardon. Și ni le-a anulat varul. Nu se poate, e inadmisibil. Atunci da, te credeam, dar tu te-ai trezit acum să joci cu Liverpool, că să mai salvezi tu ceva din imagine. Nu o salvezi nimic. Până la urmă, da, îți trebuie și noroc în viață. Liverpool încă e nesiguranța aia în defensivă, că e improvizat și la mijlocul terenului, a trebuit să facă numai improvizații. Klopp, de bine, de rău se bucură acum în atac de mai multă stabilitate, că Salah e sănătos, Mane e fizic, la cap are o problemă, Jota e pe acolo și el, Firmino e ok, dar în rest, da, de aici poate nesiguranța echipei. Sigur că și Big Sam știe cum să se lipească de tine, să se înfășoare în jurul tău ca o anaconda, să te sugrume
să facă un pressing dintre ăla care să te deranjeze. De pressing. Dar știe și el să profite. Un mă rog, pressing de pressing. Să se... Da, de pressing. Așa că, până la urmă, eu zic că au meritat cei de la Liverpool, mai dă încolo pe Big Sam ăsta. Asta este faza de care s-a legat Big Sam. De faptul că li se anulează golul ăsta. Ceea ce vedem noi aici în imagine, să facem un pic mai mare, este lovitura de cap a lui Bartley și pentru faptul că ceea ce vezi tu este Matt Phillips, îl vezi chiar în fața lui Alisson. Este chiar acolo, este chiar pe linie cu Alisson. Arbitru anulează golul spunând că Alisson nu poate să reacționeze, că nu vede mingea de adversar. Și Big Sam numește decizia asta, jenant este puțin spus. Embarrassing is not giving it justice. Au mai fost momente de-a lungul sezonului de tipul ăsta și altora li s-a anulat. Deci, că nu poate să reacționeze, de aici mingea sare la jucătorul care o împinge în poartă. Nu este implicat deloc în fază, cel care este pe linia lui Alisson la acest moment. Matt Phillips nu este deloc implicat în fază, dar pentru faptul că Alisson nu poate reacționa, așa au decis arbitrii, că nu poate să vadă din cauza lui direcția mingii, pentru asta golul este anulat, că a încurcat câmpul vizual al portarului. Vrea Big Sam să discutăm despre regulament? Da, sunt multe de discutat, da. Am preferat să purtăm discuția asta cu echipele care și produc ceva, nu cu alea care nu oferă nimic. Și în orice caz, nu cu o echipă care oricum nu mai avea obiectiv aici, au jucat. Bravo lor că au jucat, dar nu e cazul să discutăm despre faptul că trebuiau să primească aici ceva, trebuiau să joace și mai departe și asta e. E un gol... A anulat cum s-au mai anulat și altele. Big Sam aici eu înțeleg, el a avut și goluri anulate care nu trebuiau anulate. Alea în care ne-a spus tehnologia că din păcate n-am văzut. Pare rău. Aici mea culpa și a făcut și tehnologia mea culpa față de el și cred că el acum a cerut plata acelei datorii prin declarațiile astea de acum, știi? Mm-hmm. Meciul l-a câștigat atunci. Meciul cu Southampton l-a câștigat cu 3-0 pe când pe ăsta nu l-a mai scos cu bine la capăt. În orice caz, nu de-aia ai retrogradat, că ți s-a anulat aici golul. Asta e absolut clar. Aia se pune în discuție. Bun, hai să vedem mai departe declarații. Hai să vedem ce spune Klopp la final, pentru că am spus că o luăm pe momente. Am discutat despre atmosfera dinaintea meciului, discuția despre Mane, am discutat despre desfășurarea partidei în sine și ajungem acum la interpretarea finalului meciului, pentru că v-am prezentat și momentele psihologice din timpul meciului. Eu știu golul pe care l-a dat Liverpool, golul pe care l-a anulat arbitru pentru West Brom și suntem la momentul de final, apocaliptic, unde pare că totul se duce spre un rezultat de egalitate. Îți spun că mă și pregăteam să scriu, Liverpool pierde 4 puncte cu o echipă retrogradată. A făcut 1-1 pe Anfield, a făcut 1-1 și în deplasare la echipa asta retrogradată matematic, care nici nu se mai lupta pentru ceva și ar fi pierdut 4 puncte uriașe în lupta pentru top 4, dacă s-ar fi terminat 1-1. Și vine momentul lui Alisson cu care reușește să marcheze și cred că e important să vedem cum reacționează Klopp la final. Ce spune când se termină un astfel de meci? And I'm not really sure what to ask you. In your time with this club, in your time in football, seen anything quite like that? I told the boys in the dressing room, when I was a player, we had, our goalie scored a goal in the last second of a game. It was the equalizer. So we were celebrating like crazy. Came in the dressing room, and then the club officials told us that one player is wrong on the match list. So they took the points away from us. So I had to check first if everything was all right inside. But no, it's... Everything is kind of the game again is kind of just our season in a nutshell. So like you do a lot of good stuff, get pretty much hammered for the first mistake, whatever, and then have to work like crazy. I liked it because what I really like, and I told the boys as well inside, that it's nobody got over the top. So it's 1-1. Minutes go down. No, we're going. We had the best chances pretty much in the last 5-6 minutes. We had the shots from Thiago, from Gini, all these kind of things, top saves. But we kept playing football. And it's really difficult against this side, how they defend, how they set up. But in the end, we needed Ali to sort it. What is the emotion like in that second? I mean, it's not just the last minute goal. It's your goalkeeper, and it's a hell of a header as well, isn't it?
unbelievable. Unbelievable, the header. I never saw something like that. It's like insane good technique, all these kind of things. Yeah, emotions, and yeah, you nowadays you cannot be sure really, is something wrong? So you see it or you think, hey, that cannot be actually, and you like more in a shock for a second. So I turned around to ask, am I right? Did we score more or less? And then yes. Oh, it's great. For the boys, you saw the faces of the boys. So it means a lot to us, obviously. We are still in the race. That's all we can do. And that's what all about. Wednesday will be the same fight. Eh? So I have to say, chapeau. West Brom fought with all they had. That's a proper professionalism and made it really difficult for us. But we did it and all good. Da, câteva elemente aici într-adevăr interesante, cum el a mai văzut goluri din astea marcate de un portar de-al lui când era jucător, dar păi anul trecut se răbine pe listă și s-au trezit că la masa verde au pierdut meciul, deși câștigaseră cu golul portarului. Asta este sigur, epoca romantică a fotbalului sau echipele mai mici unde a jucat și el. Și după aia cred că mai important este, eu știu că la final spune că și-au făcut treaba, very professional. Așa s-a referit la West Brom, da? Altfel discuțiile ar fi fost despre, dar ce le-a trebuit și astea, sau ce interese, sau ce... Uh-huh. Nu așa se pune problema. Very professional. Și-au apărat șansele. Sigur, nu era atât de zâmbitor dacă se termina 1-1, nu venea atât de bine dispus la interviu, nu știi cum ar fi declarat, dar ceva mă face să cred că totuși ar fi felicitat West Brom pentru cum a jucat și dacă se termina 1-1. Nu, dar ce are fair play? Mai are derapaje dintr-astea când încearcă să îi scuze fiind cloșcă, așa cum tot spunem noi, când încearcă să îi scuze pe fotbaliștii lui în anumite momente mai proaste ale sezonului, domne, a plouat sau a bătut vântul, sau, dar când e vorba de adversari, întotdeauna a avut fair play. Klopp nu are chestia asta, e un tip sincer, în general, nu-l vezi din punctul ăsta de vedere, că tot a zis chapeau pentru adversari și noi ne scoatem pălăria în fața lui. Dar bine, oricum, pentru asta nu știu dacă l-a fi iertat actual. În țară să se adreseze în limba franceză în timpul unui interviu. Aoleu, da, nasol. Da. Deci la Bayern nu mai pupi. Ai pronunțat un cuvânt în francez. Acolo nici Ribery n-avea voie să vorbească în franceză. Bun, și ajungem la episodul lui Alisson. Este momentul despre care am vorbit și în start, pentru că ăsta este momentul despre care trebuie să vorbim. Ăsta a determinat, de fapt, scenariul dramatic al meciului și ajunge la momentul în care se întâmplă acest gol și la final vorbește și Klopp despre momentul lui Alisson și vom încheia prin a da cuvântul lui Alisson să ne vorbească și el. What's it like seeing Alisson as well? Not just because he's your goalkeeper, seeing him that happy and that emotional, because he's one of your boys and he's had it really tough. Yeah. We are really close, so I know exactly what it means to him and what he thought in that moment. And yeah, it's outstanding. Of course, it's touching. It's really touching. It's only football, but it means the world to us. And so it was good. Toată lumea știe ce an complicat a avut Alisson, cât de greu a dus anul ăsta, am vorbit și noi în startul discuției despre meci, despre momentul lui, greutățile pe care le-a avut în familie și este momentul să-l și ascultăm pe Alisson, pentru că a fost chemat la interviu și o să vedeți că ne spune și el că nu a participat la interviuri, n-a mai venit să discute, pentru că se controlează greu vorbind despre asta, despre decesul tatălui și despre anul greu pe care l-a avut. Așa că a fost prima oară când oferă un astfel de moment, prima oară când dă și un interviu de la decesul tatălui și partea pe care nu o avem în această declarație o să vă povestesc la final cum a încheiat și el, pentru că este la fel de important și la fel de mișto să vorbești în felul ăsta despre ce s-a întâmplat. Extraordinary moment. Give us an insight into your emotions right now. I'm too emotional this last month for everything that happened with me, with my family. But football is my life.
I play since I remember as a human being with my father. I hope he was here to see it, but I'm sure that he's seen with the God on his side and celebrating. For my family, for the boys, what a fight. Sometimes we are fighting and things just are not happening. As this afternoon here and just scoring this goal, I'm really, really happy to help them because they fight a lot. We fight a lot together and we have a strong goal to achieve the Champions League because we won it once and you know that everything starts with a qualification. So I can't be more happy than a corner. Can you just tell us what happens, who decides that you go up? Yeah, I tried to look at the bench, but nobody called me. And then Johnny Archenberg called me with conviction. And then I just was the perfect time. The cross was brilliant again. I just tried to put my head in the ball, and I think was one of the best goals I saw. The only goal you've ever scored? Yeah, the best I have scored. Yeah, I'm really happy. Just, I don't have too many words. I just have to say thank you for the players because they fight a lot. We fight, I fight a lot as well. We train, we are really exhausted from this season because a lot of pressure, a lot of everything happened. Was missing the goalie goal, and I'm happy that it happened tonight for a win. I have to say, it's a great header. Do you practice your heading? Sometimes in the training, like we are in the crosses and you are just waiting for your time. If you are there, the ball comes to you and then you try to do something, but just to have fun, I don't train it to do that on the game. This happened, but I have at least a sense to how head a ball because I do that a lot in the games to help defensively. You can't explain those kind of things. And this is football, you know. Da, este excepțional și partea pe care... Bravo, da, bravo lui, absolut senzațional și să-l vezi zâmbind, în primul rând, pe un om care a avut de dus atât de multe din startul anului, doar el știe ce înseamnă pentru o familie un moment de genul ăsta. Și mai mult decât atât, finalul interviului, pe care noi nu l-am mai avut aici, a fost la fel de emoționant pentru că s-a adresat tuturor celor din Premier League care i-au trimis mesaje de condoleanțe la momentul în care a decedat tatăl lui. Și a numit efectiv cluburile, a numit Everton, a numit Manchester City, a numit restul echipelor spunând nu vreau să uit pe nimeni, nu vreau să supăr pe nimeni că am să da. Carlo Ancelotti, jucător Everton, pe Ancelotti le-a spus pe nume. Oameni care au trimis mesaje de condoleanțe și care toate au însemnat pentru el ceva. Și a spus, fotbalul despre asta este vorba, despre oameni, despre oamenii care ar trebui împreună să meargă spre mai bine și nu despre rău în fotbal. Deci era un mesaj la fel de bine și la final, inclusiv reporterul îi spune, congratulations for the goal and for an amazing interview. Pentru că este tot ceea ce trebuie, emoție, autenticitate și zâmbet pentru un om care a și simțit ce a avut de simțit în începutul anului și la final poate să și sărbătorească împreună cu grupul de jucători. E, ți-am spus, am încercat să prezint cât se poate de sentimental episodul ăsta, pentru că sunt convins că fanii Liverpool îl trăiesc mai intens decât noi și chiar și eu l-am simțit ca unul deosebit pentru ce a avut de dus Alisson în anul ăsta. Da, mai ales când l-am văzut vorbind după meci. În primul rând, golul a fost ceva senzațional. O execuție perfectă, fraților. Am zis, ai vrea să ai atacanți care să știe să lovească așa mingea cu capul. Puțin. Știu, da? Zidane mai lovea așa. Nici Ronaldo nu reușește să-i dea... Nu știu, a avut și tehnică și finețe. A fost doar o lovitură dintre aia, kick, că ți-a picat pe frunte și gata. Hai, e adevărat că i-a și centrat maestru Arnold, adică n-a centrat totuși oricine, nu, n-a fost Bănel Nicoliță, dar oricât. Alisson a arătat că el e brazilian, nu? Da,
Sigur. Parcă. Da, cetățeanul brazilian, majoritatea cetățenilor brazilieni știu cum păi mingea până și portarea. Ce face și Ederson la City, nu? Da. Nebunie. Da. Ăștia sunt. Bravo, ăștia. Într-adevăr, merită. Da, băiat excepțional. Merită. Și eu sper că și pentru fanii Liverpool care ne urmăresc, am prezentat așa cum se cinstește un astfel de moment, pentru că am dat și atenție, am acordat și minute suficiente și am încercat să puteți să înțelegeți și voi că apreciem, indiferent de culorile pe care le susținem, momentele speciale din fotbal și momentele care fac cinste fotbalului englez, am reușit mereu să le aducem în evidență. Este chiar unul din astfel de momente care face reclamă. Da. Cred că ăsta a fost cel mai mișto moment al sezonului. Ăsta a fost, într-adevăr, momentul care face, într-adevăr, cinste fotbalului. Ce-am văzut așa acum. Așa că, fraților, noi putem să mergem înspre discuțiile următoare, dar, Andy, înainte să trecem, să ți-l prezint și pe Sam Allardyce, vorbind despre viitorul lui, pentru că au tot încercat ăștia să îl întrebe, rămâne, ce se întâmplă, este mai departe și el numai nu vrea să spună și o să vezi și cât de ingenios a fost să nu le răspundă, da? Does a performance like that make you want to stay? We've had loads of performances like that and you ain't going to get me hooked into whether I'm staying or going. What does it depend on though? Straight, well, I ain't going to answer that question because it's the wrong time to answer it when I'm just sat here just talking about this game, so you're not going to get an answer. Fair enough. Thanks for your time. Please. Ingenios, într-adevăr. Ce sunt din declarațiile pe care nu merita să vă arătăm, dar am vrut să vă arătăm numai pentru faptul că reușește să nu răspundă. În traducere înseamnă un singur lucru. Încă negociem, nu vă dați seama? Dați-mi pace. Asta e tot. Deci, da. Așa nu se răspunde. Când nu vrei să răspunzi, pa, la revedere. De două ori au insistat aia. Deci, spune-ne măcar de ce te pide. Băi, hai, la revedere. Cam atât. Exact. Ar fi trebuit să aibă și el un pic de... Bine, el e o mitocan, da. Un pic mai multă finețe, că ai fost totuși comentator, ai fost pe la meciuri, pe la Sky Sports, pe la... Să fii prins tu un picuț de meserie, să răspunzi mai elegant. Da. Bă, dăranu. Țăranu, pe țăran. Vorbind de momente deplorabile, ajungem la ultimul meci al acestei etape. Everton, Sheffield United, 0-1. Băi, am scris rușine absolută. Shame. Rușine absolută, evident. Absolut. N-ai ce să vorbești, mă. Nu există scuză pentru așa ceva. Echipă retrogradată și ultimul loc din clasament. Aproape că ai făcut o favoare lui Manchester United să nu fie singura echipă care pățește așa ceva cu echipa de pe ultimul loc. Ar trebui, sper că Solskjaer sau cineva de la United a trimis un mesaj de îmbărbătare celor de la Everton. Vă mulțumim, nu era cazul, dar apreciem gestul că nu ne-ați lăsat singuri în rușinea asta. Deci, Everton pierde acasă cu Sheffield United, cu codașa clasamentului, cu echipa de pe ultimul loc, rușinea acestui sezon. O pățesc. Pe teren propriu pierd cu Sheffield United 1-0. Și le marchează și un copil de 17 ani, debutant efectiv, unul care a intrat doar pentru ultimele minute în repriza a doua, etapa trecută, și acum la 17 ani îl bagă titular și le dă gol în startul meciului. Deci cum nu se poate mai rău? A fost pentru capul ceva... O rușine, ce să zic, milenială, nu știu cum să-i spun. În primul rând, iar l-a prins ploaia pe capul. El care este cel mai, sau era cel mai pedant antrenor, știți că italienii țin la imagine, cum se pieptăna el înainte cu mare atenție, fiecare fir să stea la locul lui. Numai pe ăsta îl prinde pe ploaia, îi toarnă în cap, îi strică tot feng shui-ul. Lasă plouă, că da-i plătim, ar fi zis Dinică. E drept, trebuie să spunem în apărarea englezilor că pe ploi, că asta ți-a zis eu în timpul meciului, la noi dispar casele luate de viituri, la ei se joacă fotbal. Da. Da. Penibil, absolut penibil. Și jocul, și rezultatul. N-am cuvinte să descriu. Bănel Richarlison ăsta, începe să mă calce pe nervi, mai mult strică în teren. Asta cred că ar trebui trimis să joace la Sfânta Elena, insula unde s-a curățat Napoleon. Adică e și nervos, dă și pe lângă Beșică mai nou. Când o atinge, ia la mișto legile fizice, se duce balonul în toate, distruge tot ce fac cu echipierii pe faza ofensivă. E adevărat că n-au făcut mare lucru în meciul ăsta. Calvert puturos,
așteaptă să fie servit, nu realizează că nu mai are cine să-i pună pe tavă, a ajuns și ăsta Calvert-Lewin mână moartă, cât despre Julia Rodriguez, pardon, James Rodriguez, mai bine să vorbim despre Conchita Martinez, știu cunoscătorii la cine mă refer, jenant pentru capul a fost că n-a reușit să găsească o cale să-i distrugă autobaza lui Heckingdos ăsta. Adică totuși te lupți cu apărarea lui Sheffield, mă, nu cu alu Atletico Madrid. Păi dacă era Cholo Simeone, ce făceai, mă? Te făceau la praf. Tu trebuia să fii mai ofensiv decât ei. Trebuia să lași prudența la o parte în repriza a doua, mai ales că luase și un gol. Abia în ultimul sfert de oră și-a luat și capul inima în dinți și a schimbat-o pe Julia Rodriguez. Târziu, maestre. Foarte târziu. Ăsta nu-i lot și nu e nici joc de Champions League. Pare rău, chiar n-avei. Asta nu e echipă de cupe euro, mă rog, prin Europa League, hai să zicem. Te-ai mai descurcat până la un punct. Sunt curios acum, după jocul ăsta mai ales, rezultatul ca rezultatul, da. Dacă nu se strică înțelegerea dintre el și conducere, că au lăsat să se înțeleagă, dar ar putea să fie doar de complezență, desigur, că nu pleacă și că va face și niște transferuri. Acum a început să umble zvonurile, nu le luăm foarte în serios, da. Că Flocea Perez e disperat să găsească un antrenor care să nu-l coste prea mult și l-ar aduce pe cap o iar, că a mai fost la Real Madrid, l-au dat ei afară în șuturi. Foarte, foarte urât. Foarte urât meciul. Nu ține scuza cu ploaia torențială, că în a doua repriză mi se pare că nici n-a mai plouat. Parcă se nu, parcă nu, se oprise. A doua deja s-a oprit. Nu, dar uite-te aici, la imaginea asta. Să poți să vezi neputința asta. Se mai apropie, într-adevăr. Începe să pare câteva momente în care pune presiune. Bă, dar niciun moment să zici că, într-adevăr, constant îi călărește pe aia de la Sheffield United și că de acolo lucrurile se rezolvă. Nu. Sheffield United reușește orice a creat Everton, în bună măsură a reușit să rezolve. Că a fost Egan, că a fost portarul Ramsdale. Noi ținem minte o singură șansă mare pe care a ratat-o în primul rând Richarlison când a dat cu capul, mingea a fost scoasă de Ramsdale și mai apoi Calvert-Lewin n-a reușit să împingă mingea în poartă, a reușit să prindă capul lui Ramsdale și să nu introducă mingea în plasă, deși portarul era căzut și a reușit și a doua intervenție după ce s-a pus în fața mingii. Deci e greu de imaginat ce anume se așteaptă în plus să vorbești de bine despre meciul ăsta. Pentru că foarte puțin s-a oferit. Și noi avem dintre urmăritorii noștri, țin minte că ne-a scris un fan Everton zilele astea, a spus că noroc că a câștigat Everton la West Ham, că am vorbit și noi mai mult și mai bine despre echipa asta care merită mai multă atenție. Noi mereu am vorbit despre Everton spunând că trebuie să dea mai mult. Spunând că a rămas datoare față de investițiile patronajului, a rămas datoare în momentul de față. Indiferent cum ar fi, cred că fanii Everton în momentul actual pot fi mai mulțumiți de conducerea clubului decât de oamenii care joacă fotbal. Pentru că acolo oamenii vin cu bani, fac stadion nou, aduc sute de milioane în fiecare an, cumpără jucători, dau salarii, pierd în fiecare an sute de milioane, se vede în raportul contabil și mai aduc încă vreo câteva sute de milioane chiar cu acea pierdere, da? Conducerea nu prea are multe ce să primească la adresa ei de reproș, da? În momentul de față vorbești despre prestația sportivă. Fie că vorbești de jucători care nu dau cât trebuie să dea, fie că vorbești de conducere tehnică ce nu aduce tactica și nu aduce rezultatele pe care ar trebui să le aducă, ăia sunt vinovați, ăia care intră pe teren. Și, din păcate, până la meciul cu West Ham, eu ultima oară când se laud așa Everton, țin minte că a fost numai în meciul cu Chelsea, când l-a bătut pe Frank Lampard și de acolo a zis și Lampard că s-a schimbat foarte mult atmosfera la Chelsea când i-a bătut într-adevăr cu mare, mare dăruire de joc. În rest, e o gaură imensă de dăruire, de ambiție, de pasiune și de, de creativitate în jocul lui Everton. Că mai sunt accidentări, că au lipsit oameni pe aici, pe acolo, că într-adevăr nu s-a bazat pe aceeași echipă. Păi, dar și cu Sheffield United? Nu există, mă. Asta e. Evident că nu e o scuză. Cum n-a fost nici pentru domnul Smicol o scuză. Am și lăudat Everton. Mi-amintesc că am lăudat-o amândoi la începutul sezonului când părea că funcționează schema motive, cum în atac nu? Cu Calvert-Lewin, da. Când era Julia Rodriguez în formă, când era și Richarlison, îl servea bine pe Calvert-Lewin. După aia au început să apară accidentările. L-am lăudat pe capo pentru
faptul că pusese defensiva la punct exact. În iarnă. Ai dat un exemplu. Meciul cu Chelsea. Dar acum cu Sheffield... Nu, Everton. Everton eu cred că... Când a revenit în campionat, a făcut-o defensiv, pentru că lipseau oamenii care să dea golurile, să, uh-huh. să aducă jocul ofensiv. A reușit pentru o perioadă să stea bine defensiv și să obțină rezultate. Însă, mai apoi, s-a stricat și defensiva și n-a funcționat nici ofensiva. Și am avut doar momentul ăsta de la West Ham când am început să vedem ceva din perioada aia bună care a funcționat defensiv. Și vine meciul ăsta, în care n-ai înțeles ce au vrut să facă. N-ai înțeles cum au abordat meciul. Și au părut la fel de surprinși ca Liverpool, că au întâlnit o echipă ce a vrut să joace fotbal. Zici că au fost exact în același scenariu, cum am zis eu, de-aia titlul episodului este Die Hard, numai pentru faptul că nimeni nu s-a aștepta ăștia să se lase atât de greu de omorât, atât de greu de bătut, da? Și ei și West Brom au venit și au jucat fotbal și cele două echipe din Liverpool, echipa campioană plus Everton, s-au simțit total surprinse de atâta competitivitate din partea adversarilor. Diferența o face pasiunea, care la Liverpool n-a lipsit niciodată și cu atât mai puțin în era Klopp. Aici la Everton, capul nu-i genul ăla pasional. Astea-s legende cu italienii care pun pasiunea. Nu, italienii sunt escroci, sunt buni de gură. Ce aici ne așteptam la mai mult pragmatism. Eu zic că vina le aparține deopotrivă managerului și jucătorilor, că nici ăștia n-au nicio scuză să aibă o asemenea atitudine. Ce am văzut eu la Richarlison, de exemplu, ce am văzut cu toții în ultimele etape, lenea asta a lui Calvert-Lewin, care nu înțelege că s-au schimbat datele probleme, că trebuie să muncești și tu un picuț mai mult. Acum, nu mai ești în situația de la începutul sezonului când stăteai la pomană să te servească ăștia doi. A trebuit să cobori și tu mai mult pe minge, să te mai bați și tu, să încerci să oferi și tu ceva cu echipierilor, numai să aștepți să-ți ofere ei ție, că nu ești JFK să ții discursuri cu să faci tu pentru America, nu America pentru tine, așa că vina le aparține și lor. Da, să vedem ce pot vorbi oamenii ăștia la final. Uite, am dat cuvântul și lui Hackenbottom, l-am luat și pe el, ca să, acum merită într-adevăr să vorbească și el la finalul meciului. A reușit un rezultat cu care are dreptul la cuvânt. Pe când dincolo, o să vezi, începutul declarației lui Ancelotti este singurul lucru pe care putea să-l spună. Și o să-mi dai dreptate că, într-adevăr, cel puțin a zis-o în momentul în care a luat cuvântul. Fantastic moment. Yeah, it couldn't have worked out better for him in his first start in the Premier League. But he deserved his start. He's a hard-working lad. I'm really embarrassed. Fortunately, I think next game we have supporters at home, and I hope that they wake up us, because I think that we need to wake up at home. Da, da. Cel puțin nu s-a dat după cireș. Pă, sunt jenat și asta e tot. Really embarrassed. Și bine că avem meci acasă cu spectatori, că poate ne trezesc spectatorii. Pe noi, pe toți. Și da. Pe el și pe echipă. El vrea să se referă la jucători aici. Și aș da, fi da. De partea lui. Aș fi de partea lui, pentru că am văzut acolo... Când ești atât de, când ești încăpățânat ca un catâr în atitudinea asta negativă, cum este Richarlison, n-are cine să te scoată, nici un psihibubu nu te scoate din starea aia. Cel puțin declarația e corectă. Cel puțin declarația, asta trebuie să spui. După un astfel de moment, nu începi să vii, sunt unii, pe aia trebuie să-i înjuri într-adevăr sau să nu-i mai bagi în seamă, îți vine, se așează la conferința de pe... Mourinho, da? I think we played well enough. I think tactically we were over... Așa venea, să-ți spună tactic, am jucat bine, băieții s-au dăruit, din păcate condițiile meteo sau nu știu ce, bă, lăsați. Nu, pentru asta nu există scuze pentru ce s-a întâmplat. Și când te așezi pe scaun și îți dă cuvântul presa, cu asta începi. Ești, te simți jenat, te simți pur și simplu penibil pentru ce s-a întâmplat și... Ești convins că fanii, când vin pe stadion, o să te facă să înțelegi cât de supărat sunt și dacă mai joci așa, să simți ce îți transmit și fanii. Tu îți dai seama ce atmosferă era pe stadion dacă meciul ăsta se juca cu spectatori? Ce puteau să-și audă jucătorii Everton plus conducerea la finalul unui astfel de meci?
Aia stătea în ploaie. Dă seama că tot stadionul stătea în ploaie în prima repriză, că nu numai jucătorii stau în ploaie. Aia sunt plătiți să stea în ploaie și să joace, da? În vreme ce spectatorii plătesc bani ca să stea în ploaie și ar fi văzut un astfel de meci. Eu știu pentru că eu am fost la astfel de meciuri unde am stat în ploaie și știu cât de tare te înverșunează momentele astea când vezi că își bate ea joc, deși tu ești acolo, ai și plătit, vrei să și susții și ei nu-ți arată nimic. Da, atitudinea e deranjantă. Spre binele lor, sper să-și spele rușinea, deci la următorul meci, nu știu, să facă ceva excepțional. Săracul Nuno! Să uite ăștia de meciul cu Sheffield, dar deja vor veni la stadion mulți dintre ei pregătiți să înjure. Ce zic, săracul Nuno, bine am zis, mult timp. Bine am zis că dacă ăștia vor să se răsplătească oarecum, să se imbuneze, da? Vor trage la meciul cu Wolves. Nuno vine într-adevăr în moment nasol. Dar în același timp o să dai invers. Să spui, domnule, vine la o echipă cu multă presiune, că ăștia știu că au nevoie de un rezultat. Dacă stăm cu grijă și îi prindem, cu cât trece timpul, cu atât stadionul se întoarce împotriva lui Everton. Da, numai că de la Wolves nu prea are cine să te prindă. E, da, acum. Să te aperi, poți. N-ai cu cine. Da, atacat, a ajuns, da. Cred că a ajuns la punctul în care, da. A intrat și ăsta canadianul de origine română, Corbeanu, l-a introdus și pe el. Și da, cred că a ajuns Nuno la punctul în care se întoarce spre bancă, se uită tu, intră și vezi ce faci. Pe post de Mihalcea, într-adevăr. Da. E o tortură pentru el. Sunt convins că așteaptă să plece sezonul și să uite cât mai repede. Să întoarcă la el acasă și să mă lăsați-mă în pace cu Premier League, nu mai trebuie. Bun, asta a fost povestea, fraților, etapa care a trecut, weekendul pe care l-am avut, am alocat mult timp, în special pentru FA Cup și pentru momentul absolut fabulos pe care l-a marcat Alisson. Asta a fost două povești senzaționale, victoria lui Leicester, știu, pentru fanii Chelsea nu este un moment foarte grozav, da? Fanii Chelsea au și lupta la top 4, au și finala Champions League, se pot consola oarecum. Restul, eu știu, echipe cum sunt Leicester, care, vedeți, a bifat două trofee acum în ultimul deceniu și astea sunt considerate absolut ireale, da? Pentru ei, meciul și un astfel de rezultat este absolut imens. Iar în cazul lui Alisson, pentru cineva care duce atâta povară cum a dus el la startul anului, nu e nimeni în situația asta, doar dacă ești într-o astfel de situație, probabil poți să simți greutatea, să ai un astfel de moment a meritat toată expunerea pe care am putut să o arătăm. Așa că, încă o dată, sperăm că am făcut cinste modului de prezentare a fotbalului englez prin felul în care am abordat subiectele. Da, chiar asta cu mi-a devenit, ce să zic, extrem de simpatic Alisson după faza asta și după golul pe care l-a marcat și un fotbalist care chiar a salvat, a acoperit toate neajunsurile sezonului, nu numai cele pe care le-a avut echipa lui. Multe momente mai dificile ale acestui sezon, cred sincer că a fost cel mai mișto moment de până acum. Și când spun reprezentarea fotbalului englez, este și pentru că deja pe YouTube v-am prezentat headline-ul nostru, v-am vorbit despre el în cursul sezonului, v-am spus că așa vrem să ne intitulăm, Ambasada Premier League în România, pentru că noi credem că reprezentăm tot ceea ce poate fi promovat în Premier League, noi apărăm interesele Premier League și vom vorbi mereu în apărarea Premier League când vine vorba de România. Mă bucur că cel puțin văd că se lucrează, adică punem și noi presiune să se lucreze mai mult când se prezintă Premier League și sper să fie un produs care e prezentat tot mai bine în România. Dar suntem aici ca o ambasadă neoficială a Premier League în România și titulatura asta o să o asociem numelui nostru începând cu sezonul 2, pentru că n-am simțit că în sezonul 1 am oferit încă toate argumentele pentru a putea să ne intitulăm așa ceva. Dar în momentul în care avem un sezon, în momentul în care v-am arătat cât de multe emisiuni putem să facem și cât de mult conținut vrem să acoperim, cred că acum nu ne mai simțim jenați să ne numim în felul ăsta. Dacă încheiem sezonul în săptămâna asta, o facem având puterea să spunem că simțim că reprezentăm Premier League în România cu cinste și cu mult efort din partea noastră și apreciere din partea voastră. Pentru că toate eforturile noastre se întorc în momentul în care ne-ați spus în comentarii și peste tot cât de mult apreciați tot ceea ce facem.
Și stați pe aproape, fraților, pentru că eu cred că următorul sezon va fi unul dintre cele mai mișto din istoria Premier League și chiar a campionatului englez a primei divizii, pentru că la cum se arată lucrurile, sigur, depinde foarte mult ce se întâmplă pe vară, transferurile, dar la cum se arată lucrurile, s-ar putea să avem 4 sau 5 echipe care să se lupte cu șanse reale la titlu, ceea ce nu s-a mai întâmplat, să știți, în istoria Premier League, chiar atât de multe. Se anunță, foarte multe echipe au încheiat perioada de reconstrucție, unele mai au nevoie de manager, cum este Tottenham, altele de niște mici ajustări la nivelul lotului. Deci e posibil, eu așa cred, să avem poate cel mai mișto sezon de când s-a înființat Premier League, așa sper. Plus că sperăm să revină lucrurile și la normal. Asta depinde foarte mult și de prezența suporterilor în tribune. Cum în Anglia, campania de vaccinare a avut succes și lucrurile par să fie ok, dacă mai sunt și fanii alături, după ce au stat un an acasă, ăsta e un argument în plus. Și în final, Andy, tot ceea ce mai rămăsese era să prezint câteva imagini, coperte ale ziarelor după golul marcat de Alisson, pentru a face ultimă surpriză fanilor Liverpool, avem și așa ceva. Într-adevăr, am luat imaginile care au fost prezentate pe coperte în Anglia. Hai să vedem, să încep să aduc primele dintre ele. Ia uite, de exemplu, ia stai așa două secunde. Aici suntem. Uite, suntem pe Star Sport, care prezintă în felul ăsta. Alice KO. Keeper's tears for dad after stunning last gasp winner. Asta este titulatura pe care a oferit-o Star Sport. Chiar knockout a fost în ultima secundă de joc. I-a terminat. Exact. Golul ăla ne termina și pe noi, pentru că nu ne așteptam, am rămas cu gurile căscate toți. Așa? Ce gol am scris. Ia uite, avem... ce mișto e asta. Holy goalie. Englezii. Da? Da. De asta vi l-am și prezentat, că eram convins că merită să vedeți coperți care prezintă astfel de momente. Holy goalie este ceea ce au transmis la Daily Mail. Keeper Alisson thanks God for dramatic winner and pays tribute to his late father. Deci, este menționat tot. Este menționat și faptul că i-a mulțumit lui Dumnezeu și faptul că este legătura cu decesul tatălui și vedeți și poza, momentul în care marchează Alisson. Așa, mai asta departe... Asta e presa adevărată, bă, fraților. Iată cum reușesc printr-un titlu ar să fie și amuzant și să spună și tot. Doar într-un titlu. Exact. Asta este presa. Ok, ia să vedem mai departe. La ei se face cu talent. Nu e cu... Așa. Aoleu, stai așa că mi s-a dereglat puțin designul. Numai puțin, că da, îl rezolvăm acum. Mi-aduc aminte și de titlul ăla, tu mi-ai zis de el cu meciul ăla, l-am râs, cred că o jumătate de oră, cu El Sakiko. Ăla mi s-a părut genial. Nu mai știu între cine era, dar oricum, cine pierdea meciul, care manager pierdea meciul, era mâncat. Și așa a și fost. Exact. Ia uite aici, altă copertă. Astea sunt titlurile mișto. Asta este. Da? Deci, exact ceea ce se poate vorbi despre un astfel de moment și despre un astfel de gol, îl vedeți aici. That's for you, Dad. Keeper Alisson, tearful tribute to late father after last gasp winner. Golul marcat în final pentru tine, tată. Asta este mesajul. Deci, vedeți cât de important a fost momentul pentru toată lumea și cum l-au resimțit. Deci, pe coperta nu o ține cupa. Vedeți că Vardy e deasupra. Și coperta e dată de golul lui Alisson. Pentru că, într-adevăr, a fost un moment excepțional. Și trecuse o zi, știi? Coperta cupei fusese cu o zi înainte. Da, deci. Da, oricum, n-au ținut tot cu Leicester. Asta a fost. Da. La noi, dacă lua FCSB-ul titlu, da, se putea întâmpla orice. Doi ani, asta era pe copertă, nea Gigi. Așa, Alice Tanner. Stunner. Asta pentru că știm că sunt mulți fani Metro în România și ne-am hotărât să putem să arătăm și titluri date de Metro Sport,
prestigioasa publicație britanică. Da, așa cum este prezentată. Metro. Hai să fim serioși. Noi facem mișto de chestia asta. Niciodată să nu vă luați după informații pe care cineva vi le citează din Metro Sport. Noi am luat numai pentru faptul că era una dintre coperte, una dintre relatări pe print, adică din ziarele care se printează și se împart. Da, uite că și lor le iese. Da. Și lor le ies titlurile. Alice Tanner. Că la tabloidele noastre. Exact. Și în fine mai am o copertă de prezentat, ia să vedem, sau două, ok. Game Set and Match Becker, Alison Becker, fraților. Bună! Ca bună, să înțelegeți. Mișto. Da, vezi că am uitat că îl cheamă și Becker. Game exact. Set, Match Becker. Genial, și foarte bun titlu. Asta l-au pus. Asta e presă, bă. Match winner Alison dedicates amazing 95th minute goal to his late father. I'm sure he's celebrating with God at his side. Cum deci, să-l celebrezi, mă, așa ceva? Toată lumea, mă, și pe lumea cealaltă. Dar credeți că fotbalul nu e iubit pe lumea cealaltă? Ba da. Și în fine, acum este peste ultima. Tot. Alison Wonderland winner. Asta este. Și asta e inspirat, da. Alison Wonderland, da? Deci te poți juca cu cuvintele, englezii bineînțeles se simt ca la ei acasă în momentul în care pot face jocuri de cuvinte. Alison Wonderland winner, după cum vedeți, titlul ne spune unde este? Ah, ok, Alison Wonderland winner, ok. Și goalkeeper last gap header helps Liverpool in top 4 hunt. Brazilian dedicates goal to late father after drowning tragedy. Da? După ce tatălui a decedat, goalkeeperul a dedicat acest gol tatălui. Așa că, fraților, cred că mai multă cinste de atât, nu știu cum putem să aducem fotbalului și relatărilor pe care le facem spre Premier League. V-am adus materiale, v-am adus coperți, v-am adus declarații. Am încercat să facem un pachet complet care să facă cinste finalului de sezon. Suntem în ultima săptămână, după asta vom trece într-un alt fel de program, începând cu săptămâna viitoare, când competiția se va încheia și vom încerca să vedem ce conținut vă putem oferi până vom ajunge la nouul sezon. Dar deocamdată ne simțim și noi mândri și bucuroși de faptul că putem să oferim în România astfel de conținut, vorbim despre Premier League, ambasada Premier League în România. Sunt Călin Mateș, împreună cu Andy Stănescu, ne vedem la episodul următor, live, marți, de la ora 17. Vă așteptăm! Salutare, fraților!